Stimați spectatori, stimați telespectatori, astăzi, aici, acum, la Poalele Rareului, în orașul stațiunii turistică, are loc un eveniment deosebit, în orașul Câmpul Lung Moldovenesc. Acest eveniment este organizat de către Complexul Montana Turistic Mall, redacția revistei Dulce Bucovina și subredacția televiziunii Tele Moldova. Aici, astăzi, are loc inaugurarea cafenelei culturale în cadrul acestui frumos complex turistic pe care o să-l cunoașteți mai bine și din activitățile care le vom avea începând de astăzi, în fiecare vineri și în fiecare duminică vom avea horă populară. La această întâlnire avem onoarea de a anunța participarea domnului Casian Maria Spiridon, președintele Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iași. Domnul Petru Frăsilă, scriitor, om de cultură, om de televiziune și proprietarul, patronul, directorul regional al televiziunii, care a făcut un efort deosebit să transmită în aproape toată țara această acțiune. Domnul Petru Frăsilă. Avem de asemenea deosebită plăcere de a anunța participarea domnului Dan Cumpătă, maestru al artelor, care va avea și dânsul de lansat un album. De asemenea, participă sculptorul Ion Maftei, care l-ați mai cunoscut din interviurile realizate de către subsemnatul în cadrul emisiunii Popasuri turistice cu Ioan Ițco. Domnul Ion Maftei. De asemenea, iarăși tot un mare om de cultură, născut ca și domnul Ion Maftei la Iași, și domnul Costică Constantin Tiron, omul care în 50 de ani de activitate culturală a adus orașului de sub Rarău, Câmpul Lungului, peste 350 de medalii și de premii. Costică Mirun, scriitor, umorist, regizor și mai nou, o să aflați că este și președintele Cenaclului Dulce Bucovina, care se va lansa în această seară. Dar nu în ultimul rând, vreau să prezint pe domnul Valeriu Ștefan, mare realizator și mare prieten al meu, în promovarea valorilor bucovinei. Noi am realizat revista Dulce Bucovina, Bucovina fără frontiere și vecinii săi, valorificarea moștenirii naturale, culturale și istorice prin turism. Domnul Valeriu Ștefan mă ajută foarte mult să fie cunoscută Bucovina și vecinii săi. Vă mulțumim pentru participare. Desu va susține un recital de folk. Dragi spectatori și telespectatori, nu în ultimul rând, prezentăm și pe Ioana Huțuleac, nou membră a Cenaclului Dulce Bucovina. Ei, l-a lăsat la urmă pe domnul Miron, un tânăr extraordinar de dor de a face un lucru bine făcut și o să constatați în ce are dânsul aici, că totul e făcut cu temei, cu gândire și trainic. Dacă nu era dânsul, cred că nu ne întâlneam la seara aceasta aici. Îi mulțumim de tot sufletul, pentru că înțelege fenomenul cultural, care în ultimul timp a cam scăzut intensitate, nu numai la noi, și peste tot. Domnul Miron, care este inginer, jurist,
dar lui îi place să spună că el este Hangiu Miron. Deci i-au pus denumirea la hanul lui Miron. Domnul Miron, aveți cuvântul. Bună seara! Așa cum spunea domnul profesor, da, mă numesc Hangiu Miron. Caut să facem ceva bun pentru Bucovina de către Moldova. Da? Aici avem doar moldoveni. Doar moldoveni și domnișoara cred că este bucovineană. Da? Da? Bun, trebuia cineva din Bucovina. Aici, restul trebuie să fie acolo. Și atunci ne-am gândit să ne adunăm și să facem ceva frumos pentru Bucovina, dar cum? Cu moldovenii de seamă. O să vină și bucovinenii de seamă. Cât de repede? Trebuie să-i aducem. Știți? Încetul cu încetul. Ei sunt mândri la casele lor, au treburile lor, dar noi trebuie să facem ceva, pentru că România nu trebuia să unească cu Moldova. Moldova cu Moldova. De asta nu s-a reușit unirea. Pudul de flori a fost greșit. Trebuia să fie Moldova cu Moldova. Nu România. România e mai mare, e altceva. Dar noi aici începem să ne manifestăm ca personalități culturale. Domnul profesor a spus cum pe nume și prenume. Iar după aceea se aduce moldovenii toți aici, în Bucovina. Ei iubesc foarte mult Bucovina. Cred că Bucovina este zona în care se poate elibera de tot ce este urât, tot ce este greu, viața asta. Vedeți dumneavoastră cum este. Iar aici căutăm noi, bucovinenii, moldovenii, cei care au venit aici, să facem ceva altceva. Începem cu această cafenea culturală. Ea va prezenta oameni, viața lor, activitatea lor. Ne vom simți bine, vom bea un pahar de vin de la Averești. Mulțumim firmei Averești pentru degustarea de vinuri. Moldova fără vin nu se poate. Da? Iar încetul cu încetul să intrăm pe ușa din față în Moldova cu câmpul moldovenesc. De-aia e moldovenesc. Mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze dacă am spus prea multe și vă doresc o seară plăcută. Mulțumim, mulțumim. Mulțumim. Vă rog să-mi permiteți să invit să ia cuvântul proaspătul meu prieten, Petrică Făsilă, și din momentul ăsta am devenit și șef, dacă aici se creează subredacția Tele Moldova. Bună seara, bună seara, stimați prieteni din Câmpul Moldovenesc, bună seara Moldova, bună seara Bucovina. Ne simțim ca la ședința de altă dată, mă uit aici la niște prieteni de vârsta noastră, cu scuzele de rigoare. Noi unii avem defectul de atunci, alții avem entuziasmul de acum. Important că starea noastră de spirit este una favorabilă întâlnirii, o întâlnire de succes pe care ne dorim specială. Spun asta pentru cei de acasă, de la Iași, de la Galați, de la Neamț, din orașul meu, de unde încă nu m-am mutat, deși fac naveta între Iași și Piatra Neamț. Suntem în direct. E, dacă vreți, un curaj mai special pentru o televiziune regională sau locală, pentru că înainte de a fi regionali am fost locali, sunt în presă de 23 de ani, nu intru în detalii decât atât, că tot ceea ce se întâmplă aici se vede digital acasă, pe toate rețelele de cablu de aici până la Galați. Nu e puțin lucru. Din acest punct de vedere și din altele, dați-mi voie să mulțumesc gazdei noastre, domnului Benone Miron, Hangiu Miron, cum s-a intitulat domnia sa, cu drag și cu speranța unui început de lungă durată. În egală măsură, prietenul meu Valeriu Ștefan, vorbeam aici cu niște activiști de vârsta noastră, cum că ne-am întâlnit pe la Casa Studenților, pe la Casa Sindicatelor. Anul acesta vă invităm la 40 de ani de existență a Cenaclului Columna. Eu eram atunci elev și de atunci mă ocup de Cântarea României, ghilimele de rigoare acum, că cineva spune că iată, activiștii ăștia chiar recunosc cine sunt și ce mai fac, ce am mai făcut în ultima vreme. Ajung la ceea ce se întâmplă astăzi, cu drag și cu prietenie, sunt onorat că e aici domnul Casian Maria Spiridon, președintele Uniunii Scriitorilor, filiala Iași, poet, scriitor, directorul Convorbii Literare, despre care și cu care vom sta de vorbă în minutele următoare. Apoi, prietenul meu, Dan Cumpătă, maestru al artelor din Statele Unite ale Americii, un om întors după ce a stat vreo 20 și ceva de ani acolo, plecat cum se pleca înainte de 89, din Iugoslavia, de acolo azil, politic și așa mai departe, un om care a învins în Statele Unite, plecând doar cu ceea ce are românul bagaj la el.
e important de știut, un album de excepție, un pictor de excepție. Pot să spun doar atât că domnia sa a donat lucrări la muzee importante, una din lucrările sale evaluată la vreo 240.000 de euro la Vatican. Spun asta ca să vedeți dimensiunea și felul de a aprecia specialiștii din Statele Unite arta în adevăratul sens al cuvântului. O să mai spună câte ceva domnul Ion Maftei, pentru că el știe cum se apreciază și în străinătate, domnia sa fiind prezent în egală măsură în tot felul de locuri importante din Europa și Japonia și așa mai departe. Domnul Tiron, pe care îl salut cu drag. Domnișoara, o să facem un schimb de opinii, Cenaclu, columna, și avem aici un recital cu cel din Bucovina. Am făcut doar o introducere pentru cei de acasă. Cu alte cuvinte, dragi prieteni din Moldova, dragi prieteni din Bucovina, m-a corectat un primar când eram la Rădăuți acum vreo două săptămâni, mi-a cerut scuze, am zis că eu printre bucovineni mă simt bucovinean și cu mult respect cred că voi fi prezent mereu aici cu calitatea mea de român, cu calitatea mea de om care vrea să promoveze valorile culturale bucovinene, moldovenești, românești și așa mai departe. Maestre, anfitrionul este domnul Ițco. Vă rog. Vă mulțumim, mulțumim. Mulțumim că sunteți aici, mulțumim că ne-am găsit și putem colabora. Mulțumim. Cred că îmi permiteți în continuare să aibă loc lansarea de carte. Domnul... Da. Cred că suntem de acord să rămân pe scaun, pentru că suntem într-o atmosferă, să spunem, colocvială, prietenească și la eros să ne spunem în picioare ca la vorba prietenului nostru, ca la ședințe triste amintire. Da. În primul rând, spunea domnul Petru Frăsilă că se ne simțim români. Vă aduc aminte că mai sunt vreo 4 ani și vom avea 100 de ani când s-a făcut Marea Unire, întregirea națională. Așa că e foarte bine că suntem moldoveni, că suntem bucovineni, dar vorba lui Eminescu, suntem români și punctul. Bun. Asta nu e o aluzie la ceea ce spunea Hagiu, ci vreau ca să fim clare, pentru că eu țin foarte mult la ideea de românitate și la faptul că Moldova este una, al Ștefan și al lui Mihai Viteazu, dacă vreți, dar Mihai Viteazu ne-a adunat pe toți la un loc. La fel au făcut înaintașii noștri în 1918, când întreaga Basarabia a avut cu țara, întreaga Bucovina a avut cu țara și așa mai departe. Nu o să povestesc eu acum. Pentru că atât așteaptă prietenii noștri să spune că noi vrem să fim numai moldoveni. Eu sunt unul de moldoveni de peste Prut, anumiți moldoveni de peste Prut, nu toți. Deci suntem români și punctul, da? De acord, domnul... Să știți dumneavoastră că profeții niciodată nu o să fie recunoscuți la ei acasă. Dacă ne supără un moldovean de peste Prut, asta înseamnă că Moldova, Basarabia există, iar dacă suntem români mai mult decât moldoveni, asta e opinie personală, eu sunt mai mult moldovean decât român. Da, asta știți care e chestiune? Eu voi fi ultimul care să mănânc calitățile dumneavoastră etnice, dar etnic sunteți român. Sunteți etnic român, nu sunteți moldovean, nu suntem transilvăreni, asta e altceva, este o chestie de unde trăim fiecare, zona noastră de viață. Dar nu vreau să facem polemică acum. O secundă vă rețin, dacă îi spuneți unui bucovinean că e moldovean, s-ar putea să nu ieșiți întreg. Nu, vedeți că n-am spus că am spus cum sunteți etnic. Sunteți bucovinean atunci, că nu știu exact de ce sat sunteți, că eu sunt din județul Iași, într-un sat, n-are importanță. Deci sunt moldovean, vreau, nu vreau. Dar etnic sunt român, că asta e viața. Hai să ne întoarcem la oile noastre. Asta propus, ne întoarcem la cetățeanul... Sigur, dar asta era o chestiune pentru că, pe care eu o consider importantă. De ce? Apare pe un post de televiziune, vede toată Moldova și crede că noi vrem să eclavizăm țara. Nu vrem asta, în niciun caz. Eu cel puțin nu susțin asemenea idee. Petru Frăsilă. Petru Frăsilă este, în primul rând, jurnalist. Este cel care a înființat o televiziune la Iași. Nu singur, dar a fost unul din inițiatorii unei televiziuni particulare, primei televiziuni particulare la Iași,
De asemenea, este un foarte bun jurnalist. Interviul lui, cele de la ora 5, sunt foarte vizionate, foarte frecventate. Are un bun rating, cum spun ăștia acum. Știe să dialogueze, știe să dea șanse interlocutorului să vorbească, să spună ce are de spus. Pare rău că nu are o carte de publicistică pe care are un portret, ca și aici desenul ăsta, semnat tot de maestru, în care apar doi spate în spate, pregătiți de un duel. Unul avea în mână un pistol, celălalt avea o floare. El e omul care are floarea în mână întotdeauna. Bun. Asta ca jurnalist. În același timp a demonstrat că în fața celor care vor să pună pumnul în gură presiei, nu reușesc, pentru că a câștigat la CEDO și a câștigat, pentru că, într-adevăr, presa liberă este șansa noastră tuturor de a trăi în democrație. Altfel nu se poate. Acum revenim la proză. Ca orice jurnalist are șansa să fie și scriitor. Dar un scriitor totdeauna poate fi și jurnalist, dar un jurnalist nu totdeauna poate fi și scriitor. În cazul ăsta e un caz fericit, Petru Vasile este și scriitor. Întâmplarea face ca într-o zi, în preajma sărbătorilor pascale, să aibă o cădere fizică care îl duce la spital, intră în spital și acolo își revizuiește întreaga lui viață, care provoacă această carte, Viața pe tabla de șah, în care aici avem o ilustrație făcută de Dan Cumpătă cu șahul ăsta în fugă, pentru că viața lui până în clipa aia a fost doar o continuă fugă, o continuă alergare, că așa e jurnalistul, nu stă în locul nicio clipă. Bun. Aici reușește să vorbească cu el, să se regăsească, să aibă o vedere asupra vieții lui de până atunci și ce va fi cu el în continuare. Și ce este important, o face cu talent. Scriu aici că viața pe tabla de șah al lui Petru Frăsilă e într-o continuă rostogolire. Ce vă spuneam eu, că continuă să rostogolește. Până când, brusc, în față se lanță marea umbră. Nu trebuie să vă spun eu cine este marea umbră, care le poldește pe toți. Ceasul lui răgaz cât facerea, pentru că el stă 7 zile acolo în spital. Unul are culegere și recompunere, al confesiunii și echilibrului. Ca o parabolă atât de vehiculată în evul mediu, în care cavalerul invită moartea la o partidă de șah, autorul își joacă șansa la CEDO, ce vă spuneam eu, că la CEDO a câștigat totuși, și dă mat, un mat convingător literar. Deci e o carte care merită să o citiți și o să vă placă, vă spun eu sigur. Mai avem o carte al lui Petru Frăsilă, pentru că pentru a deveni membru al unui scriitor trebuie să ai măcar 3 cărți, așa spune statut. Și domnul Frăsilă le are, deci stă bine cu... Avem aici o carte de oglinzi care adună o serie de portrete și o carte pentru fiul său, o carte de învățătură, gen de agoie pasărab către fiul său. Dar, mă rog, pentru vremurile moderne, nu pentru... ce se întâmplă acum 300 de ani cu Neagoie Basarab către fiul său Teodosie. Avem o listă lungă de personaje pe care Frăsilă le ia și le trece în revistă, repet, cu adevărat talent de prozator. Și zic eu așa că în galeria Colugrizi al lui Petru Frăsilă, deci galeria Colugrizi cuprinde o serie de portrete emblematice, adevărate pilde creionate pentru o mai bună conduită în viață a fiului său. Deci o carte de învățătură pentru fiul său. Și continuă. Bunicul, dascălul, primarul, preotul, dirigintele, descălecătorul și mulți alții, prinși în lucruzie unor narațiuni veriste, dau seama de capacitatea autorului de a creiona personaje credibile, capabile de a deveni modele. Petru Frăsilă, prin galeria Colugrizi, confirmă potențele sale de narator, de creator de portrete pentru fiul său, normal, dar și pentru literatura română, și îl felicit pentru cele 2 cărți, iar aici vă arăt, merită să vedeți acest tablou care îl păstrează și îl ține la ieșirea lui Ceai de la ora 5, e tablou semnat de Dan Cumpătă, cu un tip care are un pistol în mână și un tip care are o floare în mână. Vă spun încă o dată, Petru Frăsilă tot timpul are o floare în mână, pentru interlocutorul său.
Și o carte foarte inspirată, are foarte multe interviuri, discuții cu oameni de foarte bună calitate și personalități ale culturii și politicii naționale. N-am cu toate să continui, vorbesc prea mult, nu vreau să răpesc prea mult din economia emisiunii. Despre Dan Cumpătă, maestru al artelor, ceea ce trebuie reținut mai ales e faptul că se află în catalogul ăla al artiștilor din America, în primii 100. E un fel de Simona Halep, știți? Simona Halep, Barbie în locul 2, Barbie în locul 3, mă rog. Acum Dan Cumpătă e pe locul 13, e un om să ajungă pe locul 13, după aia în continuare. Deci Dan Cumpătă e pe locul 13, vă dați seama cât costă să ai de șansă, să ai un tablou de-a lui, trebuie să pui acolo o armătură întreagă, să-l păzească, să știe bine unul și ți-l ia și te-o aduci la faliment dacă ți-o luat tabloul lui Dan Cumpătă. Făcea mai înainte un coleg de-a nostru de aici, observația cu Aivazovski, cel care s-a identificat cu portretele marine, cu corăbi, furtună și așa mai departe. Aici putem face o legătură cu Aivazovski, dar în primul rând el este un pictor modern, chiar postmodern, el redă viața noastră, ceața în care trăim, cu totul și cu totul alt univers, un univers frământat, un univers al omului absurd, dacă vreți să fac o trimitere la mitul și Sisif lui Albert Camus. Deci e o pictură care te trezește, te obligă să gândești, nu numai să cazi în extazul estatic, domnule, e frumos și atât, nu. Te cutremură, te trezește, dacă vreți. Merită să achiziționați un astfel de album, chiar dacă nu puteți avea un tablou de acumpătă, dar albumul ăsta dă mult socoteală de nivelul axiologic al picturii lui Dan Cumpătă. Îl felicit pentru o astfel de realizare artistică. Cel care a editat a reușit să facă o lucrare de bună calitate și sunt convins că Dan Cumpătă nu s-a oprit în pictat. Mulțumim! Rog, în continuare, domnul Vari. Poftiți, domnul Vari Ștefan. Eu am să vorbesc foarte puțin, pentru că așa am fost învățat din perspectiva profesiei pe care o am. Și am să spun numai atât, că Petrică Frăsilă este un om aparte. Este o parte, cel puțin, dintr-un considerent. Odată discutam despre meseria noastră de jurnaliști. Și nu știu dacă își aduce aminte, dar spuneam și convenisem amândoi că lucrurile stau chiar așa. A fi jurnalist înseamnă că știi că nu știi. Această dorință de a cunoaște mai mult, vine tocmai din această stare de permanentă negație. A ști că nu știi. Și am să vă rog să verificați în această lume ce succes au ziariștii, jurnaliștii care și-au închipuit că știu totul și au ieșuat lamentabil. Și am să vă rog să urmăriți pe cei modești, pe cei la locul lor care și-au construit cu temeinicie viitorul, cariera și au ajuns niște nume de referință în jurnalismul atât intern cât și internațional, pentru că, slavă Domnului, și la noi în țară avem foarte multe exemple. Deci Petru Frăsilă este omul care a știut că n-a știut și tocmai asta l-a ambiționat să știe din ce în ce mai multe, motiv pentru care a ajuns în această seară să ne ocupe timpul într-un mod plăcut, iar noi să fim bucuroși, să îi fim alături și să îi urăm să fie cât mai frumos și mai deștept în anii care urmează. Mulțumim. Mulțumim! Domnul Ion Maftei. A prezenta lucrările unui pictor numai după ce cu câteva minute în urmă ai văzut un album, este foarte greu, chiar și pentru un critic de artă adevărat. Eu nu sunt critic de artă, eu sunt un fel de părât în situația asta.
Așa că n-am să vă pot spune niște lucruri cu totul deosebite despre albumul maestrului Dan Cumpătă, ci am să vă spun numai niște impresii pur personale. Răsfoind albumul, au început să-mi sune în urechi acordurile dure și dramatice ale lui Wagner din Olandezul Zburător. După aceea, m-am întâlnit cu vechii romantici, cu Barca lui Dante al lui De La Croix sau cu Puta Meduzei al lui Teodor Géricault. M-am întâlnit și cu impresioniștii, prin niște, văzând niște ceruri de o luminozitate cu totul, cu totul deosebită, care m-au făcut să mă gândesc și la Laponia, cu cerul ei de iarnă, luminat de aurora boreală, un spectacol care nu poate fi descris în cuvinte. Alături de mulți alți români celebri în străinătate, dacă ar fi să începem de la bătrânul Taica Brâncuș și continuând cu cei mai tineri din ziua de astăzi, ajung la concluzia că Valentin Ciucă a avut dreptate, spunând că Dan Cumpătă este un arogant român celebru în America. Îi urez sănătate și la mai mare. Mulțumim. Cedez microfonul domnului Costi Chiteron. Prin natura preocupărilor sunt nevoie să mă întorc din nou la domnul Petru Frăsilă, omul pe care l-am cunoscut pe când era metodist la Casa Studenților la Iași. Spuneam chiar înainte de emisiune că ultima dată am stat față în față când ne-am văzut în 1979. Îl știu de foarte multă vreme, încă de când era licean și conducea de licean Cenaclul Columna, care iată anul acesta face 40 de ani de activitate. Să vorbești despre Petru Frăsilă, zic, toată lumea îl cunoaște foarte bine din emisiunile frumoase pe care le realizează la Telemoldova și la Prima Iași. Dar vreau să subliniez un lucru. Îl consider pe Petru Frăsilă un om foarte curajos, un om care a avut curajul să ia de piept cu sistemul și pe care l-a învins și după ce a câștigat acel proces la CEDO, desigur, mulți dintre cei care vrea să mai lovească în presă se vor gândi de două ori înainte de a face lucrul ăsta, pentru că trebuie să-și dea seama că în sfârșit și noi, românii, ne-am câștigat libertatea cuvântului. Eu îi mulțumesc lui Petre Frăsile pentru tot ceea ce face pe linie profesională. De altfel, vreau să vă spun o problemă. Îi se spunea, domnul face tot. Pentru că făcea toate problemele care era. Întotdeauna, în permanentă mișcare, în permanentă... Stătea, era ca un prăsnel. Nu stătea într-un loc niciodată. Iar privind discuțiile de mai înainte, bucovinean, moldovean, eu vreau să vă spun o problemă. Am trăit în Iași 24 de ani. De la vârsta de 24 de ani sunt la Câmpurul Moldovenesc. Deci de peste 42 de ani. Când mă duc la Iași, ieșenii îmi spun că sunt bucovinean. Când sunt aici în Bucovina, îmi spune că sunt moldovean. Așa că eu mi-am făcut un catren și am spus așa. Vă rog să lămuriți pricina, să știe și al meu urmaș, ori sunt ieșean de Bucovina, ori sunt bucovinean de Iași. Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Bună seara, Bucovina, bună seara, Moldova, bună seara, România. Aș putea spune și bună dimineața, America, pentru că s-au sculat și beau cafea. Și emisiunile care le filmăm de acum
în parteneriat care le avem cu Telemoldova și Prima TV Iași, se vor transmite pe anumite canale și în Statele Unite și în alte zone din lume. Deci, bună seara tuturor! Chiar când veneam pe drum spre aceste minunate locuri, am trecut prin Fălticeni, unde s-a născut și tata, acum mulți, mulți ani, după care, depășind Fălticeniu, a început o ploaie torențială. Sincer, parcă mi-a lăsat un sentiment deosebit, parcă erau lacrimile părintești care se revărsau deasupra mea. În fine, foarte frumușel, vă mulțumesc pentru toți, vă mulțumesc că suntem aici. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase și domnului Ion Naraștei și domnului Casian Maria Spiridon. Nu am să spun mare lucru despre mine, o să vorbim după aceea în particular sau poate mai târziu sau în altă emisiune. Aș dori, în schimb, să vă transmit un alt mesaj. Am lucrat de la 8 ani și după 40 aproape de ani de experiență, după ce m-am lovit de multe obstacole pe care, slavă Domnului, le-am trecut cred cu brio, am ajuns la nivelul la care se pot, într-adevăr, să fac ce am vrut să fac totdeauna. Nu numai să mă realizez pe mine, pentru că, într-un fel, consider că m-am realizat și nu consider eu, consider ceilalți și le mulțumesc, am ajuns la nivelul în care pot să ajut pe alții. Pot să ajut pe ceilalți artiști să iau, cum se spune de mânuță, să le arăt un drum spre glorie, să le arăt un drum spre o satisfacție socială, morală și materială la nivel internațional. Deoarece, din păcate, termin o școală, ai foarte mulți prieteni, fiecare așteaptă ceva de la tine, colaborăm și suntem mândri unii de alții, dar nimeni nu spune, cum se spune, secretul focului. Avem talente deosebite în România, indiferent că este Bucovina, Moldova și așa mai departe, avem talente deosebite în toată lumea și asociația care am discut-o, International Artists, E-Art, aveți și banner în spate, ne puteți găsi pe internet acum la www.eart.com.ro. Vă puteți înscrie și noi suntem portalul spre Occident. Și o spun cu foarte multă mândrie, deoarece prin parteneriatele exclusive care le avem cu țările occidentale, inclusiv America, America de Sud și Asia, vom face niște pași imenși pentru arta românească și pentru promovarea culturii românești, deoarece sunt convins și din inimă o spun, o merităm. Mulțumesc! Mulțumim că sunteți de acord să trecem la următorul punct al ordinii de zi. Nu, încă nu la vinul. Așa. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați onorat, dragi ieșeni, nume sonore, la această primă ediție a Cafenelii Culturale din Câmpul Lung, de la Montana Turistic Mall. Vă mulțumim și dau cuvântul în continuare domnul Petru Frăsilă și rugămintea este că în timpul degustării de vinuri, că avem două firme puternice din România care au dus vinuri deosebite aici, atunci vom viziona și expoziția de sculptură a prietenul nostru Ion Maftei, dar nu înainte de a-și povesti câteva... Neapărat să-l auzim și pe domnul Maftei. Exact, așa să spună câteva cuvinte despre dânsul, dacă nu îi spun eu. Așa. Și să spunem care este tema, știu care temele lucrărilor sale. Eu l-am vizitat acolo în centrala Preun, termică, da, exact, unde lucrează domnia sa, da, un om curajos și un talent aparte. Vă rugăm. Încă o dată, repet, este omul care a participat la mai multe tabere, întâlniri internaționale decât în România. Este mai cunoscut peste hotarele țării decât în țară sau în județul nostru. Omul, sculptorul, profesorul Ion Maftei. Da, fiind a doua luare de cuvânt, o să vă cer plata dublă pentru treaba asta. Și pot să vă spun, vă expun aici alăturat o serie de lucrări, pentru că eu totdeauna am făcut niște serii de lucrări. Adică ideea o defalcam pe mai multe porțiuni, de obicei pe 12, dar fiind vorba de zilele săptămânii, ele nu sunt decât 7.
Așa că seria aceasta este mai scurtă, de 7 lucrări, de unde am pornit. Deci în timpul ăsta, fără început și fără sfârșit, oamenii au simțit nevoia să pună undeva niște jaloane ca să se poată orienta. Și prima dată s-au ocupat de zi. Ziua era toată ziua la fel, de când răsărea soarele și până apunea. Ei, dar văzând ei că soarele trece între timp prin anumite zone, că noaptea, luna trece prin alte zone, se întâlnește, atinge alte constelații, atunci și-au pus problema, domnule, fiecare zi este patronată de cineva. Vechii greci au spus că este un zeu al fiecărei zile. Ai noștri au spus că este o planetă. Pe atunci și luna și soarele și toți ăștia erau planete. Pe urmă s-a făcut departajarea asta care e pur matematică. Sentimental suntem tot la credințele alea vechi. Și atunci luni a devenit ziua patronată de lună, marți de zeul războiului Marte, miercuri de zeul comerțului, cel cu balanța, Mercur și cu caduceu. Joi este ziua cea mai periculoasă, este ziua lui Zeus, stăpânul fulgerilor. Vineri este ziua armoniei, era patronată de Afrodita, de Venera, zeița dragostei și armoniei. Iar la noi, în folclor, este Sfânta Vinere, care oblăduiește și pune în armonie totul. Știți povestea aceea cu fata moșneagului care a pornit, a fost aruncată de acasă și pe drum a curățat un copac de omiz, a reparat un cuptor și a curățat un izvor. A ajuns la Sfânta Vinere, la întoarcere izvorul i-a dat apă proaspătă, cuptorul pâine, iar copacul, mă rog, roadele. Deci este vorba de armonia între cele patru elemente primordiale. Copacul, deci pământul și cerul, cuptorul, focul și izvorul, apa. Ei, Sfânta Vinere caută să facă lucrurile astea bine pusă la punct, să nu există excese nici de o parte, nici de alta, să fie totul o armonie. Sâmbăta este o zi dificilă, trebuie avut grijă ca totul să fie foarte clar, de păstrat un echilibru, pentru că el poate fi deranjat. Să spune despre sâmbătă că sunt 3 ceasuri grele, bine, noi nu suntem astăzi sâmbătă așa. Iar duminica este ziua soarelui. Când totul este perfect, este curat, este luminat, este liniște și cam atât despre această serie de lucrări de ale mele. Altceva, ce să vă mai spun, eu am făcut mai multe, dar cu timpul le vom vedea pe toate. Deocamdată mă opresc aici și vă urez vizionare plăcută. Vă mulțumesc! Deci vă informez după ce are loc dezbatere, discuțiile, așa, o face și vernisajul expoziției care există aici, la domnul Miron, în această incintă. Dar după ce vom poiza și celelalte subiecte, propun domnul Petru Frasilă să dăm cuvântul domnului Costică Miron, nu? Și în final să facem... Tiron. Și în final să faceți noastră niște concluzii. Am înțeles, vă rog. Nu concluzii, că nu suntem la ședința de partid. Stimați spectatori, stimați telespectatori, astăzi aici,
la, când se semnează actul de naștere al cafenelei culturale și a cenaclului Dulce Bucovina, desigur, am invitat mai mulți oameni între ale meseriei, să spun așa, în ghilimele, din cenaclul Nectarie de la Vama, cenaclul Floarea de Colț, de aici din Câmpul Moldovenesc, și vreau ca să le spun pe această cale că, deși am fost astăzi uns președintele cenaclului Dulce Bucovina, asta nu presupune că nu voi mai colabora cu domniile lor. Din contră, voi continua colaborarea, ba chiar îi voi invita să colaboreze și domniile lor cu cenaclul Dulce Bucovina și împreună să ridicăm ștacheta culturală a Câmpul Lungului Moldovenesc. Într-o discuție de acum câteva zile cu domnul Benone Tiron, inițiatorul și gazda noastră în care ne vom desfășura activitatea, îmi spunea despre importanța locurilor noastre. Avem într-adevăr niște locuri extraordinar de frumoase pe care nu le-am prea valorificat. Eu iubesc Câmpul Lungul Moldovenesc și am demonstrat-o elocvent faptul că sunt de aproape 42 de ani aici. Am îndrăgit aceste meleaguri, îndrăgesc oamenii frumoși la chip și la suflet de aici, din zona asta, îi iubesc așa cum îmi iubesc și pe ieșenii mei. Vreau ca să recit o poezie, un poem pe care l-am alcătuit din versurile unui mare poet bucovinean, pe care eu îl consider regele poeziei peisagistice bucovinene. Este vorba de poetul Dragoș Vicol, precat dintre noi, dar care a trăit între noi aici și și-a lansat ampreta în poeziile extraordinar de frumoase pe care le-a făcut despre aceste mirifice locuri. Poemul l-am intitulat, așa cum se intitulează și cenaclul, și revista domnului profesor Nelu Ițco, Dulce Bucovina. Am invitat aici unul dintre cei mai mari rapsozi ai Bucovinei, este vorba de Gheorghe Slăvoacă, deținător a multor premii pe care le-a obținut la diferite concursuri și festivaluri de gen din țară. Mirismele de muntă din sus de Câmpul Lungul își frământă pe bolte în cer din Bocoara, iar zimbrii din legendă bontăresc prănul. Larg opcinele sare-aș deschid ca niște brațe, morizime sunt care, din cețuri și din ploi esturile nou zidite, în piscuri să-și agațe frânturi de luminișuri, cu flori de bebecioi. Eu urc spre stânea spunse, ce mă poftesc în bucium, spre ierbele ce-mi susură atunci în alte nopți, spre apele ce poartă tute de fum și zbucium, spre pași și sehelbe de dor, cu fragii copți. Urc și ves în tare șerpuitor Moldova, îmi soarbe chipul ape, pădurile mă strâng la piept cu foșnet verde și vine din Cotrova o lacrimă pe suflet. Și nu vă spun că Suceava, aceasta este capitala dragostei mele de nord. Voievozii mai umblă pe zidul cetății și acum se împodobește frumos timpul nostru valor. Buciumile șterbe pe deacuri, vechimea și bruma. Aceasta este capitala dragostei mele de nord. Vă bufesc în casa mea, de la nord, pe pământul vechi, cu boul împăceți,
treceți pragul opcinilor și veți intra sub cupolul albastrului de Voronez. Aici vă așteaptă pâinea și vinul dragostei. L-am așezat în cinste omeniei, pe masa așternută cu bucate și fluiere, cu ulcioare de marginea și cetină de voievodeasă. În drum, ridicați-vă privirile spre pietrele Doamnei, să puteți vedea piscuri cu mâna dorată, deasupra lor ce fereau culoare și mii de gânde, iar amurgurile mii de carate. Vă poftesc, deci, în casa mea, de la nord, pe pământul vechi, cu boul în peceți, treceți pragul opcinilor și împodobiți-vă cu izboarele, când veți păși în cetatea Sucevei, să străluciți și domniile voastre ca soarele. Și din județul vecin, din județul Neamț, avem prieteni care participă în această seară la cafeneaua noastră culturală. Bine ați venit! Și sperăm, domnul Petru Frăsilă, în continuare să mergem și în județul Neamț, să facem niște emisiuni. Da, de genul cafenelii culturale. La Neamț am făcut emisiuni, sau mă rog, am muncit vreo 18 ani, dar prin anul, cred că al 9-lea, și știu prietenii mei, sau cât era, nu mai știu, al 8-lea, și-a urmat pe vreo 10 ani, de Zbucium, mi-au luat televizorul, mi-au luat piuitul, mă rog, de aceea și cărțile acestea, de aceea și o altă carte, Violarea libertății de exprimare, care explică, ca studiu de caz, cum a fost posibil ca după 27 de specie în România, câștigate 25, să ajungem la CEDO și să câștigăm acolo, pe articolul 10 din Convenția Europeană, îngrădirea libertății de exprimare într-o comunitate ca Neamțul. Așa că nu-mi doresc să mai mă duc la Neamț de unul singur, îmi doresc să vorbim așa de la distanță, întrucât acolo sunt ocupate gările. Pun asta cu mult respect pentru oamenii care dețin posturi de televiziune, după modelele care le cunoaștem cu toții, tare în politică, tare la manipulat și mințit poporul cu televizorul. De aceea eu revin la viața cotidiană și încerc să ieșim din această stare, spunându-vă doar un lucru. Sunt onorat că suntem aici împreună. Sunt onorat că după ce am fost decedatul, după ce vreo 10 ani umblam de unul singur, nici avocații nu mergeau cu mine și sunt acolo doi prieteni care poate să vă confirme, pentru că îi vedeau ceilalți și era o problemă dacă avocatul apăra un ziarist care a deranjat. Și întreagă poveste, dacă o să citiți cărțile, o să vedeți detalii. Nu intru în amănunte pentru că e o zi atât de frumoasă și mi-a dat Dumnezeu șansa după ce am crezut că nu mai ies de spital după un atac cerebral minor. Minor pentru că încă-ți viu. Ce o să mai pățesc mâine pe mâine nu știm. Toți suntem cu gândul dincolo, pe ei suntem trecători, cum bine știți. Dar faptul că suntem acum împreună, faptul că putem să facem emisiunea televizorul de la Iași sau de oriunde din cele 8 județe în perspectivă 14, pentru că avem și licență satelit, până la Harghita, Covasna și Constanța și Brăila și Tulcea, o acoperire foarte mare de 14 județe, un post care are la bază comunicarea, prietenia, respectul pentru valorile din fiecare comunitate în parte. Din acest punct de vedere și închei cu asta, sunt onorat că ne întâlnim astăzi aici. Îi mulțumesc cu mult drag domnului Miron, Benone Miron, pentru că, așa cum Dulcea Bucovină, publicația domnului Ițco, care a zis, hai să-ți părinte eu un prieten care baci, cum spune domnul Benone, aici sunt gospodari, sunt poloni și mai sunt și alte categorii din zona ucrainiană, am înțeles starea de spirit a oamenilor din această zonă și voi fi onorat să colaborăm să realizăm acel post și sub redacție de televiziune aici, cu șezători, cu muzică populară, cu spectacole în restaurantul de jos, cu festivalul pe care domnul Benone se gândea să îl găduiască aici. O să apelăm și la puterea radioului ieșan, pentru că avem peste tot parteneri, presa locală, presa județeană,
națională, până la urmă omul simțește locul. Și dați-mi voie să mai promit un lucru, că după ce noi terminăm discuția și o terminăm acum, o să urmeze un recital de circa 30 de minute, 40, a prietenului meu, Valeriu Ștefan, o să vă încânte, o să vă placă, după care am aici un prieten drag de la Bacău, dar de fapt cu București împreună, Vin Arte, ei vor prezenta, vor face o degustare de vinuri cu dumneavoastră. După această degustare de vinuri, domnul Miron știu că are încă o poveste cu Crama Averești de la Huș. Toate acestea cuplate cu un ceva, că nu se poate numai cu paharul, mai trebuie și câte o, ceva acolo de tip cocktail, o măslină. Și apoi, când dumneavoastră aici o să petreceți, pentru că asta ne propunem, noi o să rămânem în direct, spunem asta pentru telespectatorii noștri de la această oră, în direct cu provocarea domnului Tiron, cu cenacliștii domniei sale, adică domnișoara, cenaclul din Câmpul Lung și Dulce Bucovină pe care vreți să-l găduiți. Vom comunica, dacă ne auziți pe aici, că dăm stațiile mai tare, cine vrea rămâne la masă, mai mănâncă, mai vine, mai povestește, poate să-și intervină, să facem o leacă de taifas, ca să parafrazez un mare realizator de emisiune de la Televiziunea Română Publică, o leacă de taifas între prieteni. Sunt onorat să închei cu această frază, că după 23 de ani de muncă în media, pe mine nu știu dacă m-ar angaja cineva, pentru că e clar că pot vorbi prea mult și pot deranja numai pentru faptul că exist, de aceea mă văd obligat să mă numesc și director de media sau patron de media, ceea ce e foarte greșit, că tot ce am pățit eu și am scris în cele 6 cărți ale mele s-a întâmplat numai din cauza faptului că m-am dat și patron. Iar patronul are problemele lui, contracte de publicitate, ar trebui să facă niște alianțe și eu n-am știut să fac asta, ar trebui să își dea mâna cu cine e la momentul potrivit, capabil să ajute un proiect, să-l susțină, să-l finanțeze, să promită Marea Cusare așa cum ne-am învățat sau cum am văzut în ultima vreme că ne promit cei care ne promit. Pentru că n-am fost așa, am tras-o, acum sunt vaccinat, nu mai contează dacă supraviețuim, pentru că până la urmă supraviețuim pentru ceea ce înseamnă proiecte. De aceea facem mult folclor, cântarea României, nu deranjez pe nimeni, mulți au spus de ce nu facem știri, de aceea. Pentru că știrile și celelalte pot să însemne și manipulare. Și s-a văzut pe posturi naționale cum poți să prezinți o latură sau o altă latură. Eu încerc, prin ceea ce face televiziunea noastră, să fim cât mai atenți, cât mai corecți și cât mai respectuoși față de valorile cu care ne întâlnim. Sunt onorat că aici maestru e prezent, că avem criitori, avem oameni de cultură ai zonei, cu care o să stăm de vorbă imediat după aceea, nu? Ce am zis, da, domnul Tiron? Da. Dar acum înseamnă că facem o leacă în loc. Îi facem un loc pentru noroare. Să ducă domnia sa acolo. Eu și, mai țin, mai vorbesc așa. Și te dau un cuvânt lui Tiron să povestească ceva despre cenacul, frate. Neapărat, veniți lângă mine, domnul Tiron. Așa. Dăm scaunul de la deoparte. Poftiți. Puteți să-l aplaudați pe Valeriu Ștefan. Este un om de excepție. Domnia sa era prin Bacău, prin Roman de fel. Îl luam, făceam turnee cu Hrușcă, Șoicaru, Socaciu. Gândiți-vă că acum 40 de ani, când eram elev și Casa Studenților și aici avem un maestru care comentează. Noi suntem doi cârcotași acum. Puteți interveni, maestre? Hai să ne simțim studenți și tineri. Și frumoși, pentru că așa eram pe vremea noastră. Nu? Cum e? Sigur că da. Cât se pregătește maestru Valeriu Ștefan pentru ca să vă încânte cu melodiile domniei sale, veți vedea că și câteva melodii, compoziții personale și versurile și muzica care o să vă ungă la inimă, cum spunem noi. Aș vrea să vă spun că am invitat, să continui ceea ce vă spuneam în intervenția de înaintea recitării poeziei, că am invitat aici o parte din viitorii membri ai cenaclului Dulce Bucovină, oameni cu care am colaborat înainte. Este vorba despre pe unul l-ați cunoscut, rapsodul Ghiță Slăvacă, un interpret de folk, Valeriu Atomii, domnișoara Ioana Huțuleac, ați cunoscut-o. Aș vrea să vă spun că în sală se mai află încă doi oameni care m-au sprijinit o bună parte a activității mele și fără sprijinul lor poate n-aș fi reușit să aduc atâtea premii orașului Câmpul Lung moldovenesc. Este vorba de doamna Artemisia Ignătescu, care a fost mult timp directorul Casei de Cultură,
și de domnul Mihai Ostafi, care a reprezentat întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice, care m-a ajutat și am adus foarte multe premii pentru Câmpul Lung Moldovenesc. De asemenea, dintre membrii cenaclurilor pe care le-am invitat în această zi, veți vedea că vor apărea în fața domniilor voastre și se vor produce, cum spunem noi, poezie, umor, muzică, folk. De asemenea, vreau să-i mai mulțumesc domnului Apostolescu, un om care m-a sprijinit, a fost un bun organizator și care m-a sprijinit de-a lungul timpului și activității mele și prin intermediul domnului Petru Frăsire am posibilitatea ca să-i mulțumesc. De asemenea, în sală mai văd încă oameni cu care am colaborat. Este vorba de domnul inginer de la silvicultor. Mă ajută domnul, sau așa plecat, domnul Aurel Gângă și domnul inginer Meruțoi. Erau oameni, că vreau să vă spun, că noi cei care ne ocupam cu cultura eram plătiți așa ca fotbaliștii. Și unii oameni au înțeles să ne sprijine pentru că au văzut că avem stofă și că aducem ceva orașului. Pe rând voi invita după recitalul domnului Valeriu Ștefan. Gata, maestre? Gata. Așa? Vom invita membrii cenaclurilor câmpulungene să vă prezinte, să prezinte în fața dumneavoastră și a telespectatorilor. Așadar, stimați telespectatori și stimați privitori în direct la acest moment, voi încerca să vă redau intențiunea unui album pe care l-am lăsat acum 5 ani de zile, care era pe vremea aceea intitulat Voi fi cândva. El urmează să fie remixat și să apară sub o altă denumire, cu câteva completări, cu 2 sau 3 videoclipuri. Important este că el a fost gândit pentru cei din generația mea. E gândit cap-coadă, deci va trebui să fiți foarte atenți și să investiți foarte multă răbdare și foarte multă înțelegere și foarte multă dragoste și foarte mult sentiment dintre toate cele pe care le aveți la dumneavoastră acum, aici, cu care ați plecat de acasă. Poate că ați mai lăsat ceva și acasă, dar dacă aveți în genți, în buzunare, câteva firimituri de sentiment, păstrați-le acolo, pentru că ele se vor topi în ceea ce încerc acum să vă comunic prin aceste versuri și aceste melodii care au fost cântate odată de mult, acum vreo 30 de ani, și purtau în subsolul lor mențiunea pentru cunoscători. Vă doresc să deveniți și dumneavoastră cunoscători, așa cum sunt cei foarte avizați în a le descoperi toate sensurile. Și dați-mi voie, estimați bărbați, din această încăpere, să vă devin complice pentru vreo 30-40 de minute și să îmi permiteți ca împreună cu dumneavoastră să dedicăm toate aceste cânticele cu versuri frumoase despre femei, despre dragoste, despre iubire, celor care, din păcate, sunt un cam mic în această seară aici, dar ce să-i faci? Asta e. Sunt singurile beneficiare ale mesajelor noastre. Așa că, cu toată dragostea dumneavoastră celor de aici și celor de acasă, de pe oriunde vă veți afla, aceste gânduri frumoase din partea autorului. Oferă-ți, călătorule, o clipă de răgaz, nici prea lungă pentru a nu te plictisi, dar nici prea scurtă pentru a nu regreta că s-a terminat prea repede. Așează-te deoparte, ascultă și încearcă să te regăsești pe tine în ceea ce vei auzi. Pentru toată bunăvoința ta, eu nu-ți pot oferi nimic în schimb decât iluzia satisfacției grotești pe care un expres de lux o dă unei gări secundare încălprește pentru o clipă doar.
călătorim, mereu călătorim, fără să știe nimeni niciodată ce simplu am fi putut să ne oprim, ce bine am fi putut să ne oprim la prima care în hartă neînsemnată. Eu știu un tren care oprește în țara luminilor din ochii tăi. Acolo coboară peste o secundă luminile din ochii mei. Acolo din neguri se nasc izvoare, se stele în petale de flori. Păduile strigă-te de veche chemare și arpeste cetii albastre din sori. Călătorim mereu, călătorim, fără să știe nimeni niciodată ce simplu am fi putut să ne oprim, ce bine am fi putut să ne oprim la prima gând hartă neînsemnată. Eu știu un tren care oprește în țara luminilor din ochii tăi. Acolo coboară preză secundă luminile din ochii mei. Păsări se nasc din fumul uitării, lacrimi sară cristal. Nisipul inundă marea visării, noaptea se neacă. Se neagă într-un val. Absență în doi, singurătate în doi. Ce să mai facă vara pentru noi? Decorul gol, paharul nopții plin, persistă în carne gustul de pelin și lâncezeala somnului tăcut. Prea din puțin iubirea ne-a trecut, făcându-i loc sărutului formal. Ne confruntăm și rezistăm normal, reintegrați exodului de cuci. Suntem prea slabi, prea criptici, prea uituci și să mai dorim atingeri care dor prin simplitatea și candoarea lor și dintr-o dată punțile se rup. Nu mai ajungem de la trup la trup. Nici nu mai trecem de la vis la vis. Prea ne desparte un ocean închis, de care nici măcar nu bănuiam când încă eram noi și ne iubeam. Suntem numai noi și o ceașcă de ceai. Ți-s ochii mai blânzi decât floarea de mai. Suntem numai noi și o țigară azi. Suntem numai noi
pustiu, să tăcem amândoi. Ne-am găsit prea târziu, suntem numai noi. Și-o chitară cântând, ochii ține închiși, nu vreau să-i văd plângând. Suntem numai tu și el, nu-i nimeni cu noi, nu-i nimeni în univers, suntem doar noi doi. Suntem numai tu și el, nu-i nimeni cu noi, suntem singuri în univers, suntem doar noi doi. Absenți și obosiți și întâmplători, ne agățăm de pașii următori cu mici plăceri, trăite tot mai fals, pe muzica arhaică de vals sau pe fundalul mult mai nimerit al unui marș funebru, nedorit, la care totuși apelăm din plin când ochii noștri prealucizi devin și prea ne dăm cu capul de tăceri în căutarea ultimei plăceri. Haideți să gândim împreună refrenul. Anii trec și ani. De atâta vreme suntem împreună ca urmele de sanie pe drum. De ce n-am stat alături și-n furtună? De ce n-am depătat tocmai acum? Mai mult de-a soarelui dulceață, puțin de tot
n-a mai rămas de rest. Încet, încet se face iarnă în viață, se șterg din urmă câte nu s-au șters. Anii trec, anii vin, anii trec, anii vin, anii trec și vin. Anii trec, anii vin, anii trec, anii vin, anii trec, anii vin, anii trec și dreaptă, precum am stat în vremuri amândoi. Nu te înfrica, nu dispera, aștept să-și arnă vremea bronzului peste noi. Anii trec, anii vin, anii trec, anii vin, anii trec, anii vin, anii trec și vin. Anii trec, anii vin, cuvintele pierdute mai ades, dar prea puțin atinși de moartea lor, noi ne-am păstrat cuvântul incolor și am risipit o vară de întâmplări pe calea nopții între două gări, călătorind, străin și fără chef, în alveola noastră de sidef, ca niște împăiate păsări vii expuse de cu seară în colivii și doar o vorbă oarbă ne-a sedus, îndrăgostiți pe rând, la preț redus. Voi fi zăpadă.
zăpadă albă pe o creangă de sargân. Atunci în zi de iarnă presim că ai să treci cu pasul îndescânte pe albele poteci. Atunci în zi de iarnă presim că ai să treci cu pasul pe albele poteci. Și voi pleca, salcânii, și voi cădea, te ducul la loc cel mult și n-ai să știi când taină eu mâinile să duc. Prezent ai să te scuturi de ducul la loc cel mult și n-ai să știi când taină eu mâinile să dut. Câte gesturi se mai pot când, prinși cu jocul, ne-am uitat de tot.
Și ce întoarsă cale să mai vezi când am ajuns cu vremea între zăpezi? Prea mulți ghețari pe tâmple ni se scurg, căldură prea puțină la murg. Ce-mi poți ierta? Și ce-aș putea să spun când ochii noștri stulburi și am? Cu dedicație specială pentru locul în care ne aflăm. Ciocnim, ocupă la hanul vechi de pe coclauri, căci pentru vin și pentru tine mai am în sân trei bun de aur. Rămâi să nu omor în tristețea și setea fără de alinare, cu vinul negru de la hanul din valea umbrelor fugare. Știi tu, frumoasă, că ulciorul din care vei figurată e fărurit din taina sfântă, din taina unui trup de fată. La făurit cândva olarul, cel inspirat de Duhul rău, din taina unui trup de fadă, frumos și cald ca trupul tău. Când miresmează te frumoasă ca un altar cu mirodenii, cât zare plină de albastru, cât lume plină de vedenii. Atât cât drumurile lumii mai au pe margini bucurii, căci mâine în zadar vei bate la porți de suflete pustii. Pe năzuinți vor pune une frâul și zilele vieții noastre se scurg ca undele pe râuri. Și trupul tău care-mi e astăzi cel mai dorit dintre limanuri va fi un pietucior din care vor bea drumeții pe la anul.
mai vinovați sunt zeii decât noi pentru banchetul gropii de gunoi la care am invitat pe cei mai buni prieteni și dușmani. Dar cum să aduni atâtea contradicții la un loc fără să-ți dai de bunăvoie foc, fără să fii supus în mod festiv la bârfe cu substrat exhaustiv? Demersul nostru cu banchet cu tot a dovedit intenții de complot, așa încât de acum vom fi excluși din paradisul sfintelor păpuși și deportați, printr-un decret banal, într-o secretă gură de canal. În muzeul omenirii e dezordine, ghidul cu asasinul și printre vizitatori, printre opere de artă ce sunt tot mai rare, moartea ne aruncă în rațe nucleare flori. Vino lume, vino la muzeu, că intrarea e destinul tău. Don Quixote tot mai umblă după mor de vânt, Sancho Panza urmează și zâmbește strâmb, bombele se vând pe stradă, parcă ar fi bomboane, militarii cântă valsuri pe portavioane. Vino lume, vino la muzeu, că intrarea e destinul tău. Vino lume, vino la muzeu, că intrarea e destinul tău. Ce nebunie, căci în loc de pace în lume e disarmonie. Ură, moarte, foame, haos, unde ajunge moare? Numai voi puteți răspunde la astfel de întrebare. Vino lume, vino la muzeu, că intrarea e destinul tău. Vino lume, vino la muzeu, că intrarea e destinul tău. Muzeu, că intrarea e destinul tău. Vino lume, vino la muzeu, că intrarea e destinul tău. Vino lume, vino la muzeu, că intrarea destinul tău. Vino lume, vino la muzeu, că intrarea e destinul tău. Yeah! Mulțumesc, aceasta a fost la capul fine. Ceea ce vă propuneam să vă prezint în această seară. Dacă îngăduie Petrică Frățilă și dacă nu exploatează spațiul de emisie... Nu e nicio problemă, domnul Vale. Bine ați venit la Câmpul Lung. Corect. Am să vă rog să-mi îngăduiți ca înainte de a părăsi această scenă să vă dăruiesc un cânticel pe care îl iubesc eu foarte mult, pe care l-am cântat și la Cenaclu Columna, câteodată, nu chiar întotdeauna, dar pe care în ultima vreme încep din ce în ce mai des să-l cânt. Era o cenzură, nu? Să-l da, era și cenzură pe lumea aceea. E normal.
Era normal. 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... Nu cred că am să renunț la microfon. Bine, nu se aude la televizor. Da, nu se aude la televizor. E musai, da. 1, 2, 3 și... Foaie verde, spic de pâine, dacă ști că mor ca mâine, mi-aș face o casă de piatră, ca moartea să nu răzbată. Au, 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 inimă, au. Mi-aș face o casă de piatră, ca moartea să nu răzbată. Au, 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 inimă, au. Pentru biată viața mea, mi-aș vinde și cămașa, ca moartea să mă mai rabde, încă o zi și încă o noapte. Au, 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 inimă, ca moartea să mă mai rabde, încă o zi și încă o noapte. Au, 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 inimă. Însă moartea nu vrea bani, ia copii și oameni mari, nici pe mine nu mă iartă, că sunt om și nu-s de piatră. Au, 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 inimă, au. Nici pe mine nu mă iartă, pot să-mi fac casă de piatră. Au, 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 inimă, vă mulțumesc tare mult, le mulțumesc tuturor celor care au avut și acasă răbdarea să asculte acest recital de la cap la coadă și dumneavoastră, bineînțeles, celor prezenți aici, la de acum numita cafenea literară... Petru Frăsilă. Cafenea literară Petru Frăsilă. Petru Frăsilă, bine, să-i spunem așa. Ei, nu, asta e de văzut. Asta e o propunere. O să punem la vot și mai vedem că trece greu. Să revenim așa la ale noastre, pentru că jurnalisticesc predau legătura de aici de pe scenă. Uite, sunt aici lângă domnul Miron, cetățeanul șef, care este prieten, domnul Benone Miron, și în dreapta domnul Tiron. Eu înainte de asta am țelivit ca să se pregătească acolo, pentru că aici noi avem un moment de poezie ca să umplem timpul de emisie. Alex Ambăruș, cavaler al vinului din Bacău, din România, cel care va vorbi acum despre degustarea vinarte. Cât te pregătești tu acolo, Alex, noi tot te făsuim aici și cedezi microfonul maestrului Tiron, pentru că domnia sa a scris o poezie aseară, cred, nu? La vreme de noapte. E sigur că pentru că domnul Miron, domnul Benone Miron își spune hangiul, de fapt își spune hangiul pentru că în această locație există hanul lui Miron. Dacă o să aveți curiozitatea să coborâți și o să vedeți că este foarte bine dotat și foarte bine alimentat. Dar eu vreau să fac o invitație tuturor telespectatorilor care acum ne privesc de la Marea Cea Mare și până în locul de unde agățăm harta, de unde suntem noi, o invitație la hanul lui Miron. Veniți la hanul lui Miron, în târgul umbrelor fugare, să ascultăm al doinei zvon și în vin să găsim alinare. Ulciorul în care lutul cântă vinul spumos spre desfătare e făurit din țărna sfântă a unui trup de fată mare. Bucate în dans cu mirodenii ne vor aduce bucurii, nu ne-or mai bate în ochi vedenii la porți cu suflete pustii. De pe al viilor altar, zeițe vor turna licoare și veți vedea cum în pahar se oglindește un strop de soare.
De vreți ca să-mi țineți son la cele ce vă povestesc, veniți la Hanul Miron, la Câmpul Lung moldovenesc. Vă mulțumesc. L-ați inspirat la vreme de seară. Noi să rugăm o domnișoară să-l ajute pe colegul Alex și cu turnatul și cu vorbitul. Dar mă rog, mai puțin cu vorbitul, că vorbește el, dar cu turnatul, mă rog, e important în funcție de profesie. Nu? Profesia de turnător e cea în pahar. În inginerie, turnătoria este forma prin care orice lucru prinde formă. Adică turnătoria, de fontă, nu de altceva. Aia erau niște lucruri care se întâmplau altă dată. Astăzi noi muncim, turnăm doar fonta. Deci ați înțeles, domnul inginer Miron Benone, inginer mecanic. Mecanic, bineînțeles. La Iași? Nu, Iașul este bucuria Moldovei. Oricine învață, învață Moldova. Am făcut dreptul la Iași, iar ingineria am făcut-o la Suceava. Iar munca la Câmpul Moldovenesc. Deci Moldova. Da, e clar. Ei, cum ești, Alex? Ești pregătit să cedezi microfonul? Alex Cavaler al Vinului, un prieten drag, a fost prezent cu noi săptămâna trecută la Hotelul Prezident din Bacău. Că să-i mulțumim și acum domnului Laurențiu Baciu, gazda noastră de la Bacău, și lui Valmănescu, anfitrionul de acolo. Dar să revenim la anfitrionul de aici, și Nelu Ioan Iicico și domnul Benone Miron, directorul și patronul și hangiu. Te rog. Bună seara. Bună seara și bine v-am găsit. Mă bucur că încă sunteți aproape. A fost un parcurs destul de lung, spun eu. Dar v-aș ruga să vă amintiți de câte ori s-a pomenit cuvântul vin în tot acest demers cultural. Eu spun că destul de multe ori. Bun. Câtă vreme colegele noastre o să vă servească și nu o să vă toarne nimic, nu o să vă toarne vin în pahare, eu am să încerc să fac un scurt periplu prin lumea vinului. Iată-ne în inima Bucovinei, la Câmpul Lung moldovenesc, la hanul domnului Miron, îmi place mie să spun, sau la hanul lui Miron, îi place dumnealui să spună, cu mulțumiri pentru ospitalitate, evident, și împreună cu vinarte, alături de demersul dumneavoastră cultural, pe care sper să îl continuăm împreună și nu doar pe drumuri moldovenești și, iată, bucovinene. Numele meu este Alexandru Ambăruș. Vă vorbesc în calitate de pasionat de vinuri. Vă vorbesc în calitate de partener vinarte. Vă mai vorbesc în calitate de cavaler al vinului. Despre cavalerii vinului am mai povestit cu ocazia lansării cărții domnului Petru Frăsilă, așa că am să trec ușor peste acest capitol, neînsemnând că este un capitol de ocoliți, din contră, este o organizație importantă și cinste vouă bucovinenilor că acum o săptămână sau două, dacă nu mă înșel, s-a înființat, iată, la Suceava, un scaun cavaleresc. Deci aveți și dumneavoastră cavaleri și cavalere al vinului. Din câte rețin, evenimentul s-a desfășurat la Vatra Dornei. Deci încă o dată felicitări. Mulțumim. Despre compania Vinarte, desigur, ați auzit și dumneavoastră, dar am să vă povestesc câteva lucruri. Vinarte este o companie înființată în 1998, o companie care are acționariat italian și francez, o companie prezidată de excelența sa, domnul Sergio Faleschini, născut și crescut la Craiova și, mai mult decât atât, onorat de statul Monaco cu titlul de ambasador.
Deci domnul Faleschin este ambasadorul statului Monaco în România. Compania Vinarte exploatează și deține în proprietate 344 de hectare. Dacă este mult sau puțin, vă las pe dumneavoastră să apreciați. Deține în proprietate 3 centre viticole. Unul dintre acestea este la Dealul Mare, renumita zonă Dealul Mare pentru vinuri roșii, la Vila Zorilor. Cel de-al doilea se află la Sâmburești, în județul Olt, unde și domnul Jean Valvis deține un domeniu destul de important și unde, spunem noi, cunoscători, este patria Cabernet Sauvignonului în România. Și cel de-al treilea centru, cu centre de vinificare pentru fiecare dintre arealele viticole, cel de-al treilea centru la Stârmina, în Mehedinț. Acestea fiind spuse, am să purcet la, eu știu, periplu în lumea vinurilor, dar în lumea a patru vinuri. Am ales patru etichete din multitudinea de etichete pe care le are Vinarte, din câte rețin 42. Și o să începem cu un Riesling. Rieslingul, se spune, este pentru băutori, pentru conesări. Nu știu, nu este un vin foarte iubit și foarte în vogă la noi, dar iată, Vinarte a creat acest Riesling italian 100%. Ne place nouă să spunem un Riesling deosebit. A inscripționat pe eticheta față cuvée d'excellence, ceea ce însemnează cuvă în cuvânt în limba franceză, ceea ce însemnează un asamblaj sau un cupaj și ceea ce mai însemnează un stil de vinificare. Deci nu veți găsi, eu știu, un vin de talia și calibrul și eticheta acestuia, nu doar pentru că eu simpatizez foarte mult Vinarte, ci pentru că este un Riesling de mare clasă. V-aș ruga ca în timp ce eu povestesc să degustați vinurile și să-mi spuneți părerea dumneavoastră, cu toate că eu cu siguranță știu că o să vă placă, pentru că din 1998, de când Vinarte produce vin, suntem în continuare în top. Bun. Ce aveți dumneavoastră în pahare? Întâi și întâi, ca și la o femeie, ne uităm să vedem dacă ne place. Deci avem un vin de culoare galben pai, cu reflexe verzui, un vin nu foarte corpulent, după părerea mea, și un vin care are un nas de hidrocarbură. Bun, acum ne întoarcem la povestea Rieslingului italian. Nu știu dacă toată lumea cunoaște faptul că, de fapt, Rieslingul este cunoscut în lume ca Riesling de Rin. Mulți dintre specialiști pretind că între Rieslingul italian și Rieslingul de Rin nu există nicio înrudire. De fapt, dacă veți căuta în Italia, Rieslingul italian nici nu este foarte cunoscut. Se pare că obârșile lui sunt din Tirolul de Sud, undeva în nordul Italiei. De aici venind și numele, alții îi atribuie rădăcini franțuzești, alții îi atribuie rădăcini germane. Dar cu siguranță, față de fratele lui Rieslingul de Rin, nu se cunosc rădăcinile exacte. Rieslingul italian, spuneam, nu este un vin în vogă. La noi se bea mult fetească regală, dacă vreți. La noi se bea mult Sauvignon Blanc. La noi se bea mult Chardonnay. Ei, Rieslingul nu este foarte, foarte iubit și în vogă la români. Ce mai este bine de știut vis-a-vis de acest soi este că el nu poate fi, nu este ușor recunoscibil. Adică dacă o să mirosiți vinul din pahare și el nu va avea arome terțiare, pentru că trebuie să vă spun că deși producătorul nu a trecut pe etichetă, acest vin este baricat 3 luni de zile. Este o surpriză foarte, foarte plăcută. Ei, se spune că acest vin este un vin sec, sobru și curat, dar nu putem să ne dăm seama dacă este un Riesling italian sau altceva. Are o aromă neutrală.
Bun, vă las pe dumneavoastră să-l gustați, să-l savurați și apoi încet, încet, cu voia anfitrionilor noștri, o să alternăm momentele culturale cu momente de prezentare a următoarelor etichete. Maestre, îmi cer mii de scuze că am stat cu spatele, dar să știți că nu a fost intenționat. Vreau să vă provoc la ceva, dacă tot suntem așa într-un moment de relaș. Avem microfon, se poate, da? Am fost cu toții studenți și aveam un cânticel în studenție care suna bestial, apropo de vin, da? Cavaler, ai mese rotunde, să vedem dacă vinul-i bun. Cavaler, ai mese rotunde, să vedem dacă vinul-i bun. Dacă e, da, 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 dacă e, nu, 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 dacă e vinul bun sau nu. Pardon, ai cer altceva. Dacă e, da, 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 dacă e, nu, 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 dacă e vinul bun sau nu. Eu aș bea 5 sau 6 sticle, cu o studentă pe genunchii mei, nu-i așa, frăzile? Eu aș bea 5 sau 6 sticle, de la construcție. Cu o studentă pe genunchii mei, eu aș bea, da, 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 eu aș bea, dar nu fau ce face. Sau nu, eu aș bea, da, 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 eu aș bea, nu, 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 eu aș bea 5 sau 6 sticle. Iblul vinului studențesc. Da. Mai știm cu vinul, să știți. Nu ne provocați, de mai data viitoare cântăm următoarele fel. Următoarele fel, pigmentăm așa. Mulțumim, maestre, pentru periplul muzical pe care ne-l-ați oferit. Iată, am ajuns la cel de-al doilea vin. Un vin pe care l-am ales în mod special din gama Vinarte și o să vă spun imediat și de ce. Știm cu toții, rozeurile sunt în vogă, nu doar în România, ci în toată lumea, mai ales acum, în sezonul estival, deși pe noi vara ne-a trecut așa pe alte temperaturi, dar asta este. Spuneam că este un vin deosebit pentru că este, dacă vreți, singurul asamblaj de 4 vinuri roze din România. Ce s-a întâmplat de fapt? Vinificatorul Cramei Vinarte, Justin Urucu, a vinificat în mod separat 4 vinuri în roze. Știm cu toții cum se creează, cum ia naștere un roze. Prin macerație peliculară de scurtă durată, adică perunește, vinul stă pe boștină o perioadă mai scurtă de timp să-și tragă aroma și culoare. Și cu asta, basta. Înainte de 1989, se făceau acele amestecuri, oribile spun eu, după alții nu neapărat, dar pentru că piața noastră principală de desfacere era fratele nostru de la Răsărit și ei luau în cantități foarte mari, asta este, se amestecau vinurile albe cu cele roșii și ieșeau roze. Ei bine, astăzi nu mai este permis acest procedeu. Este permis doar pentru vinurile spumate, pentru șampanii, iar și în zona șampanii, în Franța, se produce celebra șampanie printr-un amestec de Pinot Noir, Pinot Meunier și Chardonnay. Deci câte o treime din aceste trei soiuri duc la celebra șampanie. Mai există o metodă de vinificare a vinului rosé din struguri pur și simplu de această culoare și știm cu toții un exemplu, e la îndemână, busuioaca de Bogotin. Mai ales că suntem aici în Bucovina, mai ales că suntem foarte aproape de Bogotin. Bun, haideți să ne întoarcem la acest vin. Deci spuneam că el include 4 soiuri. Ele sunt pe etichetă, dacă și colegii la mese au câte o putere sau dacă nu, pot lăsa pentru onor invitații noștri câte o sticlă, să vadă că în ordinea trecută pe eticheta spate apare Pinot Noir, Merlot, Cabernet Sauvignon și Fetească Neagră. Unul din soiurile noastre autohtone. Ei bine, proporția acestora, deci spuneam anterior, după ce au fost vinificate separat, este de 40% Pinot Noir, 30% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon și 10% Fetească Neagră. Este practic, dacă îmi permite să spun așa, o sinfonie a acestor 4
vinuri. Bun. Părerea mea, și nu știu dacă, sper și a dumneavoastră, este că e un vin ușor, un vin de vară, un vin cu un nas foarte fructat, pentru că, știți, simțurile noastre participă foarte mult la detectarea unui vin. Culoarea lui este deja, sau trece deja, nu neapărat de la foaia de ceapă, în bună tradiție provențală, dar după mine trece deja într-un rosé somon și vă spuneam mai devreme, nasul duce către fructe roșii de pădure. Vă invit să-l serviți cu plăcere și aș preda iarăși microfonul maestrului. O secundă, mă chefare. Da. Trebuie să spun doar atât, Valeriu, mai bine a cântat tu. Nu, dar nu vreau să cânt. Ai ce poate acum. Pardon, o poezie, o cimiletură. Nimic. Noi pe Crol aici, spun pentru telespectatorii de acasă, fie de la Câmpul Lung, fie de la Iași, am pus cum că cine sună la cele două numere de telefon și unde colegiile mele sunt pregătite să preia numele și localitatea de unde sunați, se oferă un premiu la pensiunea aristocratică. Uite, eu cu un sejur, cu cină, cu mic dejun. Eu acum cu domnul Miron, nu știu ce scrie acolo, trebuia să-mi dați și detalii. Eu cu domnul Miron am hotărât că cine mai sună poate să primească, dacă e din Câmpul Lung, o cină romantică. Deci, dacă este din Câmpul Lung și dacă are peste 60 de ani, repet, peste 60 de ani. Ai discriminare, pare rău. Este discriminare, dar trebuie să fie și pozitivă. Astfel. Da, trebuie să fie și astfel de discriminare. Noi oferim o cină romantică cu un vin de la Vinarte și mai avem îndată o prezentare de la altă cramă, crama Avereș-Huș. Oamenii o să-și aleagă vinul, asta e o chestie de opțiune, vinul și domnișoara se alege. Iar dacă este din altă parte, oriunde din Moldova sau din țară, primește, bineînțeles, un sejur complet cu cazare, cu tot ce dorești. Eu vreau să întreb pe Alice. Așteptăm să scriem de acolo detaliile și să continuăm, Vali. Sunteți dispus să oferiți o sigură de vin celui care va răspunde corect la următoarea întrebare? Ce Andrei, anotează tu întrebarea. Ce ar însemna în traducere in vino veritas? Cum se explică acest dictat latin? Cu siguranță, da. Numai că din câte văd, răspunsurile sunt... Cine se comentă să... Deja am primit un răspuns din câte înțeleg, dar... Nu, spuneți ce a spus? În ce sens? Adică după un pahar de vin spui numai adevărul. Adevăratul bărbat se știe după 2-3 sticle de vin. Cu alte cuvinte, pregătiți sticla. Da, pregătiți la acest răspuns. Pregătiți sticla și după când vine acuși mâncarea, vine și vinul. Am să rog colegii să... Continuăm. Să servească pe domnul care deja a ales vinul roze. Se pare că am avut dreptate. Este un companion plăcut pentru această perioadă călduroasă. Noi o să trecem deja la un vin, cum să-i spun, un vin de forță, aș îndrăzni. Ia să vedem. Cât mai durează, până are toată lumea în pahare. Deci spuneam la începutul prezentării mele că zona Sâmburești este o zonă recunoscută, o zonă celebră pentru Cabernet Sauvignon. O zonă cu un sol foarte propice pentru acest soi. Aș vrea de fapt să știți că înainte de a planta vița de vie, compania Vinarte a făcut serioase prospecțiuni de sol în România și nu întâmplător s-au ales aceste trei zone în care compania deține vie. Deci spuneam la Stermina, la Sâmburești și la Dealul Mare. Ei bine, iată un exemplar de succes și spun eu, ar fi bine să vedeți și fratele lui mai mare și mult mai valoros, se cheamă Soare, un cabernet de mare excepție pentru vinurile din România. Dar să ne întoarcem la Castel Bolovanu, un vin care deja spune foarte mult citind eticheta. Deci, Cabernet Sauvignon.
consumatorii ar trebui să se aștepte doar văzând faptul că pe eticheta față sau spate apare ca această denumire Cabernet Sauvignon la un palier înalt de calitate. Ce se întâmplă în ultima perioadă, dumneavoastră știți deja, nu se mai permit anomalii în lumea vinului, adică nu se mai intervine pe ciclul de condiționare al lui. Adică pe românește nu se mai falsifică. Deja este penal acest lucru și vreau să vă aduc la cunoștință că dacă dumneavoastră veți descoperi un vin care este altceva decât pretinde producătorul pe etichetă, nu trebuie să faceți decât un singur lucru. Mergeți la un laborator autorizat, îl oferiți spre analiză celor de acolo și rezultatele și urmările se vor vedea. Aviz domnilor din spate care zâmbesc malițios sau mai puțin malițios la noi. Bun, revenim la Cabernet Sauvignon. Este un vin foarte, foarte bărbătesc, un vin viril. Un vin pe care mulți dintre consumatori și iubitori al vinului îl consideră sau îl trec deja ca regele vinurilor roșii. Un vin care are succes atât pe bătrânul continent și un vin care are succes și în lumea nouă. Prin lumea nouă, înțelegând America, iată, California, Napa Valley, însemnând America de Sud, cu exportatori deja de tradiție, Chile, Argentina, însemnând Australia, Noua Zeelandă, însemnând chiar și Africa de Sud, unde vinifică unul dintre cei mai de top vinificatori români, Răzvan Macici, la Crama Nederburg. Despre Cabernet Sauvignon, știți cu toții, este un soi care nu are producții foarte mari, undeva la 4-5 tone la hectar, un soi care se culege destul de târziu, un soi care are o culoare, un roșu granat cu reflexe violacee, un vin care are un nas de, ia să vedem, ce ne spun consumatorii, adică un miros, da? De? Prune, regăsim. Vișine, regăsim. Mure. Dar printre sau după acestea, regăsim și notele baricului. Producătorul Vinarte a ținut acest vin 6-9 luni de zile la baric. Știm cu toții ce înseamnă baricul. Este un butoi, vine de la franțuzescul baric. În zona Bordeaux el are 225 de litri, în zona Burgundă are 228 și pentru că stejarul nu crește foarte mult și în emisfera sudică, o să găsim acolo butoaie de capacități mai mari. Dar ca regulă, baricul este aici, undeva la 225 de litri. Deci o să regăsiți notele baricului în el. Ce însemnează acesta? Arome de vanilie, arome de scorțișoară, arome de cafea, arome de cacao, funcție de cât de tare a fost ars lemnul baricului. Pentru că trebuie să știți, acest butoi, pe care noi numim baric, este ars în 4 stadii. Cineva spunea foarte bine aici lângă mine, iată că suntem între consumatori și cunoscători de vin, din baric acest vin își trage și taninurile, sau în baric el și le rotunjește de fapt. Bun, haideți să îl degustăm în continuare și să vedem dacă maestrul mai are să ne mai povestească. Eu nu am drog, este cineva acolo care cântă pe Valentele Son, spate. Ei, da, pentru că tot a venit, pentru că tot a venit vorba. Până pregătește domnul celălalt vin la prezentare, să vă spun, rondelul cramelor ascunse. Regret, dar nu pot spune unde prin câmpul lung moldovenesc petrec când soarele s-ascunde cu vin petros, mănăstiresc. Golesc mereu cupe rotunde și vinului mă spovedesc. Regret, dar nu pot spune unde prin câmpul lung moldovenesc. Dar veșnic nu mă pot ascunde și după zile petrecute ființa mea în casă pătrunde și atunci nevasta îmi spune du-te, regret, dar nu pot spune unde. Acum merge și cu Bea Danu Tărăsa, nu? Da. Merge, gata, hai să ascultă Bea Danu Tărăsa.
Unde e domnul Isco? Hai, așa, fa major. Ia și muzica prin... Ia și un microfon. Da, 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 nu te lăsa, e cea ca viața e grea. Că viața e frumoasă, băieți! Dați-le încolo de chinuri și veți, că viața e frumoasă, băieți! Iar noi se cu sânta lui gură a dat-o poruncă în blues. Porunca nu-i scrisă zicură, dar iată ce Moise a spus. Da, 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 nu trebuie să. Vezi că viața e grea, da, da, că nu te-ai lăsat. Voi știți că viața e grea, mai dați-le încolo de chinuri și veți, că viața e frumoasă, băieți. Dați-le încolo de chinuri și veți, că viața e frumoasă, băieți. L-ați ascultat pe inginerul Silvic Aurel Gângă, un mare iubitor de muzică și un interpret extraordinar și unul dintre cei care ne sprijineau petrecerile noastre când eram mai tineri. Doctor în silvicultură, am spus parcă, nu? Și vinul numărul 4 și ultimul, nu? Da, iată, ne-a ajuns la finele periplului nostru, prin lumea vinului. Nu întâmplător am lăsat ultimul vin acesta. Este o tămâioasă românească. După cum am mai precizat, vestea proastă este că nu este românească. Noi știm cu toții că tămâioasa este a noastră, dar așa cum precizam și în întâlnirea noastră anterioară, tămâioasca se cultiva pe tărâmurile actualei noastre țări, undeva înainte de perioada filoxerică. Știm cu toții ce înseamnă filoxera. Este acea insectă locată undeva în rădăcinile viei, viței de vie, dar și pe a frunzelor, și care practic la finele secolului XIX a distrus mare parte din podgoriile bătrânului continent și evident și din podgoriile României, mai puțin viile plantate pe soiuri nisipoase. Deci revenind, tămâioasa se planta în spațiul românesc înainte de filoxeră. Ea a fost, era deja aici, dar ea vine de undeva din zona Franței, unde poate fi întâlnită sub denumirea de muscat Frontignan Blanc sau de muscat de Lunel. Și dacă o să călătoriți undeva în zona sudică, în Bulgaria, dacă o să mergeți în Serbia, cu siguranță vecinii noștri vă vor servi cu o tamiancă. Deci este practic același soi de vin. Deci tămâioasa românească nu este de fapt românească. În schimb, merită să ne bucurăm de ea. Cei de la Vinarte, colegii de la Vinarte, au făcut o tămâioasă vinificată în demisec. Aici, iarăși, avem de-a face cu o discuție. Mulți dintre specialiștii vinului spun că unei tămâioase foarte bune, îi stă vinificată în dulce sau în demi-dulce. Iată că piața o cere deja, este în vogă, la fel ca și rozeul. Vinartea a scos o tămâioasă vinificată în demisec. Ce însemnează aceasta? Însemnează că are undeva între 4 și 12 grame de zaharuri per litru. Atenție, zaharul și nu zahăr, pentru că zaharul le știm cu toții, alături de ceilalți constituenți ai vinului, peste 500, iată ce complex este acest lichid pe care îl avem în pahar, se referă de fapt la glucoză,
la fructoză, arabinoză, xiloză și așa mai departe. Bun, tămâioasa se pare că vine de undeva din vechea Eladă. Este un vin care are această culoare galbenă, un vin care intră în categoria vinurilor aromate, alături de muscat, otonel, alături de busuiacă, de bohutin. Este un vin cu un nas puternic de flori, de soc, de fagure de miere de albine. Un vin care este, deși vinificat în demisec, un vin care ține sau înglobează, de fapt, o dulceață aparte. Vă recomand să achiziționați, dacă o să găsiți, și o tămâioasă de Petroasele, dar să nu uitați de tămâioasa de la Vinarte, pentru că este într-adevăr una dintre tămâioasele cele mai reușite la ora actuală pe piața noastră. Acestea fiind spuse, vă doresc în continuare o seară de vis alături de anfitrionii noștri și să dea Dumnezeu să ne mai vedem la un pahar de vin bun. Merită aplauzele dumneavoastră Casa de Vinuri Vinarte. Domnul Casian vă oferă convorbiri literare. Unde putem vedea arată vinurile, probabil și la crama de astăzi. Da, pentru că da, îmi cer mii de scuze, dar din lipsa spațiului, vă mulțumesc foarte mult, din lipsa spațiului am trecut cu vederea, dar nu am uitat faptul că Vinarte este un companion al demersurilor culturale. El de fapt face și mecenat în această zonă și așa cum v-am asigurat la Bacău, vă asigur în continuare și aici la Câmpul Lung Moldovenesc că vom fi alături de demersurile culturale de valoare și la înălțime pe care dumneavoastră le țineți. Vă mulțumesc încă o dată. Vă așteptăm și la Mărirea Scriitorului și la Comunitatea oricând. Vom veni în dulcele târgălari ieșilor cu mare plăcere. Mulțumesc! Dacă este permis, aș vrea să fac o remarcă. La vremea când Ștefan cel Mare se bătea cu turcii, cu tătarii, cu polonezii, cu cine mai erau pe aici, prin târgul Parisului hălăduia un flăcău foarte vesel, foarte dezinvolt, i-am zice noi în ziua de astăzi, boem. Umblând el, nu erau străine nici petrecerile, nici chefurile, nici chiar scandalurile, umblând el prin diferite cârciuni din Paris, a constatat o treabă pe care a exprimat-o într-o poezie. Dacă mi se permite să vă spun măcar prima strofă din ea. Poate și a treia. De junghi să aibă parte și de lance, de pâtă noduroasă și de spadă, de paluri zdravă, de cârlic de cance, de ghiont cu gheoagă în ghinturi ferecată, de suliță călită, de săgeată, de furcă, de țapină, de baltag, de hoț pândind la coturi de drumeac să-i hăcuie, să-i jefuie de pungă, să-i spintece, în inim să-i împungă, la beregăt să-i sângere puțin, în beciuri de ghienă să ajungă, crâșmarii care toarnă apă în vin. Ioane, uite, aplaud aici un om care când am cunoscut-o pe domnul Benoni, a zis că aici se bea vin din struguri, nu? Așa a zis, așa mi-a povestit mie. Să bea vin moldovenesc, știți? Mai spuneți. Vinul la Vinarte este un vin de clasă superioară. Căutăm ca oamenii să cunoască vinurile, pentru că vinul înseamnă o civilizație aparte. Și în Bucovina să bea mai mult părincă, mai bere, așa, oamenii, dar să cunoască vinul. Pentru că vinul desleagă limbele, spune adevărul la un moment dat și dă valoare bărbatului, nu părinca și whisky-ul, știți? Vinul. Da. Să-i dăm domnului Tiron. S-a dat premiul aici? Premiul s-a dat? Oferiți premiul, domnul Alex. Aveți o problemă acolo. Așa. Taifasul nostru continuă, stimați spectatori, stimați telespectatori din Câmpul Lung sau de la Iași sau de la Galați. Suntem la Taifas
Noi o să ne ducem acum cu taifasul mai departe. Am să glumesc un pic cu domnul Chiron. Noi făceam, organizam la Casa Studenților Joia Tineretului, așa că aproape deja facem Vinerea Tineretului. Spun asta cu glumă, pentru că avem aici două cenacluri și mai avem o degustare de vin și plus că suntem invitați și la masă. Probabil le mixăm. Cum facem? Bucovina nu este recunoscută prin carnea de berbecuț. Nu este recunoscută. Nimeni nu știe că în Bucovina se mănâncă berbec mai bine ca în Dobrogea. Ei, jos o să avem berbec, cred eu mai bun decât în Dobrogea și mai bun decât oriunde din România. Berbec adevărat, în Bucovina. Bucovina trebuie să dea, să aducă vinul bunii, bineînțeles, dar să dea această carne de berbecuț, cum nu o dă nimeni. De asta spuneam că aici o să avem ceva pe masă, iar jos o să avem doar berbecuț. Dar berbecuț de berbecuț. Am înțeles. Atunci să se pregătească Casa de Vinuri Averești. Eu să-i mulțumesc lui. Să știți că fără echipă nu făceam nimic, mai este. Uitați. Absolut. Acolo este Iulian Marcel Constantin, cel cu sonorizare. L-am văzut la zilele, la festivalul organizat de primărie, la stadion. Mi-a plăcut și iată ce șanse avem să ne auzim. Și noi și cei de acasă ce spunem aici. Ca să nu mai vorbesc de Cristi și echipa lui, colegii mei de la Telemoldova Plus, care cred că, în afară de faptul că se supără că trecem prin cadru, spun asta pentru cei care nu știu că televiziunea are niște canoane, nu vin nici cu paharul, nici cu sticla, dar mă rog, noi suntem la taifas, așa că mai este. Hai până vine vino Crama Averești să încercați să prezentați, poate un coleg, poate o colegă. Da, sigur că da, aș invita în fața dumneavoastră a spectatorilor de aici și a telespectatorilor pe talentatul Valerio Atomi, fost interpret al grupului de satiră Ecouri, dar și un talentat interpret de folk. Așa. Ai uitat-o. Înseamnă că trebuie să cedăm scaunul. Așa, să mai punem un microfon acolo. Uite, luați-l pe acesta, maestre. Maestre... Și după, până își pregătește domnul vinurile pentru prezentare, după ce se va prezenta și a doua, nu? După ce va fi și a doua prezentare de vinuri, vom încerca să invităm în fața microfonelor membrii cenaclurilor de la Nectarie, de la Vama și Floare de Colț de la Câmpul Lung Moldovenesc, pentru ca domniile voastre, cei din țară, și așa după cum mi-a zis domnul Petre Frăsilă, ne vedem de la Marea Cea Mare și până în nordul Moldovei sus, locul de unde noi agățăm harta, cum o spunem noi, cu umor. Mulțumesc domnului Constantin Tiron pentru dumneavoastră, pentru mine neacostică, pentru prezentarea pe care mi-a făcut-o și am să-mi permis să încep cu... Am făcut și eu un catre neacostel. M-am olipsit de la dumneavoastră, am emoții, îmi cer scuze. E adunare de bonton cu vinuri buni, zău, beton. Cenaclu nou al lui Tiron, la Han, la Benoni Miron. Vă mulțumesc. Nea Costel m-a prezentat ca un cântăreț de muzică folk. Am cochetat cu muzica folk, de fapt și de drept mai mult umor. Alături de Nea Costel Tiron am luat și trofeul Constantin Tănase, Mărul de Aur la Bistrița. Au mai fost și alte trofee, medale de aur, Cântarea României, foarte multe chestii. Când m-a chemat să cânt muzică folk, am spus: Nea Costel, nu mă puneți pe la mijloc sau pe la început. M-a întrebat, dar de ce? Păi Nea Costel, eu cânt de regulă când este un incendiu, ceva pentru evacuarea rapidă a sălii. Sper să nu reușesc să efectuez o evacuare rapidă. N-am mai cântat de foarte mult timp muzică folk, dar acum am să o fac. Te rog, mă ajută puțin. Mă așez jos, că am emoții și ca să nu trepidez. Este foarte greu să vin să cânt în fața dumneavoastră după maestrul Valeriu Ștefan. Suntem tizi, suntem amândoi Valeri, dar eu nu sunt Ștefan. Of, Doamne, Nea Costel, ce mi-ați făcut cu cenaclul ăsta dumneavoastră zău?
Să știți, vocea mea este cristalină, printre altele. Deci voi cânta pe joase. Cine nu poate suporta, rog frumos, degetele, dopuri, urechi, astupate. N-a ști nimeni că m-am dus numai de-or vedea că nu-s suse cerul largă-i lumea bine ca-n frunzit pădurea. Hai, 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 di, hai, di, hai, pe suflo mă legănai. Hai, hai, di, hai. Hai, 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 di, hai, di, hai, pe suflor mă legănai. Hai, hai, di, hai. N-aști nimeni că m-am dus numai mor vedea că nu-s suse cerul largă-i lumea bine ca-n frunzit pădure. Haide, haide, hai. Hai, 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 di, hai, di, hai, pe suflori mă legănai. Hai, hai, di, hai. Hai, 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 di, hai, hai. Vă mulțumesc foarte frumos și mă bucur să constat că nimeni nu a părăsit sala. Mulțumim lui Valeriu Atomei pentru melodia pe care ne-a prezentat-o și acum invit la microfon pe o talentată poetă care deja are un volum de versuri publicate, Elena Peiu. Vă mulțumesc foarte mult. Floare de tei. Mă îmbăt de mirosul florii de tei și-aș vrea să rămân în brațele ei. Mirifică vrajă m-a prins la mijloc. E un blestem sau e nenoroc? Dacă aș putea, pe brațe aș ține-o. Nu-mi este teamă, nu-mi este rușine. I-am oferit tot la picioare, dar neputința ei tare mă doare. Tu, floare de tei, tu, floare de tei, tu ești lumina ochilor mei, tu ești viața ce-o mai am de trăit, tu ești apus, tu ești răsărit. Ești aerul ce-l pot respira, doar tu ai mai rămas în inima mea, zâmbește-mi doar și totul e bine, dar ține-mă aproape, aproape de tine. Ce aș putea să-ți mai dăruiesc, tu floare de trei, cât de mult te iubesc? Nu plânge în zadar, căci lacrima ta, rănindu-mi, străpunge încet inima. Tu floare de tei, tu muza mea dragă, nu mă lăsa o viață întreagă să mă îmbăt cu mirosul-ți plăcut și apoi nu-mi cere ca să te uit. Ia-mi tot ce vrei, ia-mi tot ce dorești, însă te rog să nu te ofilești. Ia-mi aerul,
chiar și lumina ochilor mei, tu floare frumoasă, tu floare de tei. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, ați observat câtă sensibilitate în versurile acestei tinere poete de la noi din Câmpul Lung Moldovenesc. Și acum vă lăsăm în compania domnișoarei Ioana Uțuleac, o talentată interpretă de muzică folk. Domnișoara este din Câmpul Lung Moldovenesc, nu? Bine v-am găsit acasă! Am să spun bună seara și am să plec undeva unde nu e nimic, nu mai scrum, nu mai zaț. Am să spun ușurat, am să spun cu nesaț. Ce departe vă simt eu de inima mea. Bună seara din nou, bună seara adânc. Doamne dragi, domn stimați, eu am treabă, eu plec. Și pe urmă aici e un fum de mânec. Nu înțeleg de ce fac. Ușa-n loc va îngheța și nimic nu va fi. Ca un fum de țigară voi trece în sus, unde stelele sunt, unde oamenii nu-s. Am să spun bună seara, deși va fi zi. Bună seara din nou, bună seara adânc. Doamne dragi, domn stimați, eu am treabă, eu plec. Și pe urmă aici e un fum de mânec. Nu înțeleg de ce parcă îmi vine să plâng. Nu serviți o cafea, doriți un fistic. Nu doresc decât drumul spre cer fără voi. Și să nu mă mai trageți nici când înapoi. Bună seara pe veci, cred că așa am să zic. Bună seara din nou, bună seara. Doamne dragi, domn stimați, eu am treabă, eu plec. Și pe urmă aici e un fum de mânec. Nu înțeleg de ce parcă îmi vine să plâng. Doar atât am rămas, o vâire și atât. Și plămânii de-atâta strigare se rup. Bună seara frumos, bună seara urât. Ca un fum de țigară mi-e sufletul trup. Bună seara din nou, bună seara adânc. Doamne dragi, domn stimați, eu plec. Și pe urmă aici e un fum de mânec. Nu înțeleg de ce parcă, nu înțeleg de ce parcă îmi vine să plâng. Poate.
să mă adun și să mă aduci. Să mă alegi din iarbă cu privirea oarbă și cu viața în flori și în prunci. Vino tată la fântân, să-mi bei la dorme lasă dobraz de-n plug să iasă. Vino mândro peste munți, peste munții cei mai mulțumim lui Ioana pentru frumoasele piese de folk prezentate și invităm în fața domniilor voastre, stimați telespectatori și a dumneavoastră cei prezenți, poeta populară Steluța Murar din comuna Vama și membră a cenaclului Floarea de Colț. Ținând cont că este postul Maicii Domnului, eu am multe poezii religioase, dar mi-am ales una care să vă dedic dumneavoastră, să vă citesc cu multă plăcere, din gândurile mele, din dragostea mea pentru Dumnezeu. Când soarele sărută cerul, suntem mai tineri, vigoroși, în cerul sfânt adânc misterul, acolo sfinții luminoși. Prin ei iubim neîmprihănirea, Cuvântul sfânt dat de Iisus. În lume ne avem menirea de a exista cu fruntea sus. Spre Dumnezeu să avem iubirea, noi știm că suntem călători. Credința ne e mângâierea când viața ne este învăitori. Acolo în patria de sus nu e durere, nici suspin. Acolo smaie ca și Iisus, care-s fericiți aspe de plin. Amarnic i-au suferit în viața asta pământească. Acum se află în cerul sfânt, scăpat au de grija lumească. Pe noi ne cheamă în cerul sfânt în orice zi din viața noastră. Să fim cu dânsi în legământ, credința în suflet să trăiască. Ei ne-au iubit nespus pe noi, doresc să fim într-o unire, dar astfel viața de apoi o vom avea pentru vecie. Prin Dumnezeu, ce-i Tatăl nostru, sufletul nostru va înflori. Este al mântuirii rostul de-a purul noi cât vom trăi. Dar prin credință vom răzbi, de vom urma toți pe Iisus, ca soarele vom să luci acolo în patria de sus. Vă mulțumesc! După prezentarea
poetei populare Steruța Morar. Urmează degustarea de vinuri a Crame, casei Crama Averești Uș și după aceea vom continua cu prezentarea în fața domniilor voastre a poeților de la Cenaclul Floarea de Colț și de la Cenaclul Nectarie din Vama. Trebuie să spunem că oferim și ceva de mâncare, pentru că s-ar putea ca unii să fie supărați pe noi. Maestre, microfon. Mulțumesc mult. Numele meu este Cristian Hatmanu, sunt reprezentantul în zona de Moldova, a Cramei Averești. Am marea plăcere și bucurie de a mă afla alături de dumneavoastră. Noi, susținând orice proiect cultural care se desfășoară, suntem în acest moment și parteneri la unele acțiuni pentru cei care desfășoară activități de promovare a artei moderne contemporane românești. Îmi vine foarte, foarte greu să vorbesc după prietenul meu Alex Ambăruș, un mult mai bun orator decât mine, dar așa a fost întâmplarea. Pe domnul Frăsilă îl cunosc de foarte multă vreme și am bucuria să mă revăd după foarte mult timp cu dumnealui. Îmi aduc aminte la Cenaclu Columna când se cânta Ninge peste noi cu flori. Crama Averești este o cramă veche și nouă în același timp. De ce spun acest lucru? Pentru că s-a constituit pe domeniul boierului Negruții și în crama de la Averești se face vin de la 1840 și o cramă din Podgoria Hușilor în suprafață de 570 de hectare. După Revoluție, IASE-ul Averești a decăzut foarte, foarte mult, iar în anul 2000, domnul Constantin Duluțe a preluat IASE-ul, a investit în jur de 2 milioane de euro, parte din ei fonduri europene, pentru refacerea plantației, a cramei, a liniei de vinificație, iar în acest moment suntem în stadiu de finalizare a vechiului conac al boierului Negruții, care sperăm din tot sufletul ca la anul să intre într-un circuit al vinului. Primul vin pe care vrem să vi-l oferim spre degustare în această seară este un vin de producție 2013, un Sauvignon Blanc vinificat de misec, vinificat în sec. Este primul an de rod al Sauvignonului Blanc în Podgoria de la Averești. Un petit Sauvignon cu un buchet floral intens, un vin tânăr, cum sunt de altfel toate vinurile de Averești, cu 12% alcool și cum îi stă bine unui Sauvignon Blanc după părerea tuturor specialiștilor, aduce foarte mult cu Sauvignonul Blanc din Africa de Sud. Așa cum spunea colegul meu Alex, este un vin pe care domnul Macici, oenologul cel mai bun din România, îl apreciază foarte mult. Avem bucuria ca la Averești să avem un sol acid, iar aciditatea tuturor vinurilor pe care vi le vom prezenta în această seară depășește 6,2.
un lucru foarte bun pentru vin, întrucât îl lasă să respire și îi dă un aer de prospețime. Pe o scară de la, la ce înseamnă 6,2 de pe o scară de la... De la 0 la 10. De la 0 la 10. 10 este o aciditate foarte mare. Îmi cer scuze că vă întrerup, pot să vă dau răspunsul la întrebare să mai câștig o sticlă de vin? Puteți să câștigați oricând o sticlă de vin, dar deocamdată care e întrebarea? Dar nu contează, dau răspunsul. Nu e nicio problemă. Ca să nu fim într-o notă atât de sobră. Ca să nu fim într-o notă atât de sobră, imediat vine și premiul pentru dumneavoastră. Pentru cel mai bun răspuns. Domnule, mi-a luat vorba din gură. Mai avem vinuri de prezentat. Îmi pare rău că nu mai există posibilitatea de a face trecerea de la un vin la celălalt printr-un cântec. Drept pentru care vom trece la al doilea vin din această seară, un aligoté, un vin sec, pe care îl avem în Podgorie. Aligoteul este vinul recunoscut de toată lumea ca fiind vinul pentru pește. În momentul acesta puține podgorii și puține crame mai au în portofoliu aligoté. Este recunoscut aligoteul de la Niculițel, de cel de la Măcin, dar în zona Moldovei se consideră că este cel mai bun aligoté din România. Avem bucuria de a fi făcut de către oenologul Cramei Averești, domnul doctor inginer Claudiu Crețu, un oenolog cu o foarte bogată experiență, fiind ucenicul și academician lui Cotea, lucru care se cunoaște în calitatea vinurilor de Averești. Podgoria Avereștiului este puțin cunoscută și totodată puțină lume cunoaște că la anii 1860 vinurile de Averești erau vinuri la curtea de la Viena. Erau vinuri cu care boierul Negruții se mândrea și pe care le oferea spre degustare tuturor prietenilor, tuturor cunoscuților și tuturor celor care îi treceau pragul cu drag. În tradiție, același lucru încercăm să facem și noi, să oferim spre degustare și spre desfătare vinurile din Crama Averești, întrucât este singura variantă optimă la vremurile acestea de a ne face cunoscuți. Crama, trecând printr-un proces amplu de restructurare, a început să îmbutelieze din nou abia în sfârșitul anului 2011 și atunci, o perioadă lungă de timp nefiind în piață, lumea a uitat de Averești. Dar ușor, ușor vom redeveni cei care am fost și suntem hotărâți să facem tot ce ne stă în putere pentru a ne poziționa pe piața acolo unde ne este locul și vom ajunge acolo doar prin calitate. Calitatea vinurilor noastre, din punctul de vedere a tuturor specialiștilor,
Este recunoscut aligoteul pe care tocmai l-ați gustat. Este un vin premiat anul trecut la Târgul Internațional al Vinului de la București. După aligote vom trece la unul dintre puținele sablaje pe care le avem în portofoliu și vorbim aici de un lucru făcut foarte, foarte rar în lumea vinului. Și spun lucrul acesta întrucât este un sablaj între aligote și zghihara de huș tradițională. Aligoteul este un vin plat, zghihara e un vin de șpriț de vară și atunci din două vinuri normale a ieșit un vin pe care domnul academician Cotea l-a definit ca fiind un vin de semnătură pentru oenologul nostru. Deci și cu René Faur vom face tranziția către zghihara noastră, vârful de lance a Cramei Averești. Am denumit acest sablaj René Faur în cinstea unui oenolog francez, inginer horticol, care imediat după filoxeră a fost angajat de către Boierul Negruții pentru a reface plantația de la Averești. La vremea respectivă veneau francezii să lucreze la noi, nu plecau ai noștri să lucreze în Franța. Să sperăm că în curând se va aduce pe calea cea bună și lucrul acesta. În genere, în Podgoria de la Huș, din care Crama Averești face parte, se fac doar vinuri albe. În zona Moldovei, vinurile roșii nu au un sol prielnic. Noi am încercat ca pe o anumită porțiune de teren să plantăm și niște vinuri roșii. Vom vedea anul acesta ce se întâmplă cu ele, iar la anul, cu mare bucurie, vom avea pe rod 100 de hectare de busuiacă de bohotin pe care o creștem și o păzim ca iarba de leac, pentru că în momentul acesta mai există foarte, foarte puțină busuiacă de bohotin în podgoriile din România. Să sperăm că vremea va ține cu noi, chiar dacă anul acesta a fost destul de ploios, a mai bătut și piatra, dar sperăm din tot sufletul să putem să avem bucuria să ieșim cu busuiaca de bohotin, așa cum și-o dorește toată lumea, vinificată de Midulce, un vin de desert, un vin care este la momentul actual puțin lipsă în piață. Mulțumesc și la sfârșit o să fie vârful de lance, zghihara de huș. Zghihara de huș, cel mai sec vin din România, având un rest de zahăr de 0,4, în condițiile în care un vin sec poate merge până la 4 grame de zahăr, acesta are 0,4. Este recomandat tuturor celor care au probleme de diabet. Iar
vinul nostru de astă vară să fie o zghihară. Vă mulțumesc foarte mult! Vă doresc o seară frumoasă și tot ceea ce vă doriți! Vă mulțumesc! Tot ați pomenit de academicianul Cotea, de faptul că el a fost unul de sfătuitorii dumneavoastră. Îl puteți citi în covăbirii tale. Recunoașteți, nu? Figura domnului Cotea, da? El este unul de colaboratori de revistii covăbirii tale, vă doresc revista și mă așteptăm să colaborăm cu scriitorimea și cu vinul care îmi propuneți dumneavoastră. Cea mai mare plăcere, cu tot dragul, oricând la Iași avem un prieten foarte drag în persoana domnului Marius Cristian, zis Costăchel, pe care probabil îl cunoașteți cu toții. Mulțumesc foarte mult! Desigur, abia așteptăm să degustăm și zghihara de huș, dar până atunci, stimați spectatori și stimați telespectatori, invit în fața domniilor voastre pe domnul Ion Gramadă, muzeograf, scriitor, un om pe care, dacă veți avea posibilitatea să ajungeți pe meleagurile noastre, adică aici la Câmpul Lung Moldovenesc, să nu-l înconjurați, că în muzeul domniei sale veți vedea multe lucruri tradiționale și specifice acestei zone. Mulțumesc mult! Bună seara! Cred că sunt în asentimentul colegilor mei ca să exprim bucuria de a fi gazdă, chiar onoarea de a fi gazdă la aceste manifestări de suflet. Urmăresc de fiecare dată la acest ceai cu stimatul domnul Petru Frăsilă și îmi dau seama că cei care sunt invitați la această emisiune parcă nici n-ar fi urmărit de o cameră de luat vedere, că ei sunt undeva liberi în apartamentul lor și că pot să-și exprime foarte deschis orice părere. Felicitări pentru asemenea emisiune. Sigur, dacă e vorba de atâta degustări de vinuri, niciodată vinul n-a fost despărțit de poezie, n-a fost despărțit de muzică și, bineînțeles, în ultimul rând, de o femeie frumoasă. Pentru că poezia pe care am să vă prezint are o, știu, o tendă mai tristă, încep cu o glumă. Doi amici foarte buni discutau la un pahar de vin, apropo de degustare. Și unul din ei aducea multe elogii vinului. Este atât de bun un pahar de vin, te încurajează, îți creează o stare de optimism, o stare de euforie, te mai întărește. Celălalt stă, ascultă atent, sunt de acord cu tine, amice, un pahar de vin îți creează acea stare de veselie, de euforie. Dacă mai întărește, nici cum. Eu n-am băut un pahar, am băut 10, nici nu putea să mă ții pe picioare. Nu-i cazul la noi, nu-i cazul la noi. Dați-mi voie să vă prezint o poezie. Am satisfacția că mi-a apărut în aceste zile a șaselea volum de carte, a doua de poezie și chiar poezia pe care începe chiar și cu titlul cărții, cu dor și drag de Bucovina. S-a vorbit în seara asta mult despre Bucovina, despre bucovinenii noștri, dar poate e bine să ne îndreptăm gândul și la Bucovina de dincolo și la bucovinenii de dincolo, frații noștri. O piesă. Deci, cu drog și drag de Bucovina. Bucovina, mândră floare, despărțirea ta mă doare. Ne-am născut într-o grădină din aceeași rădăcină. Ne-a crescut aceeași mamă, acum frații se desramă. Aceiași doi ne-am cântat, acum ne-am înstrăinat. Prietenii de nesărit, ce mereu ne-au dușmănit, ne-au acaparat cu forță, cernăuți, hotin și herță. Glasul inimii nu tace, sânge, apă nu se face,
suntem din aceeași glive, din noastră România. Din leagăn vorbim o limbă, ce lui Eminescu cântă, și ca un imens cor răsună imnul tricolor. De tine, soră, mi-este dor și plâng în văzul tuturor, că poate odată vor auzi și din nou ne vom uni. Dar până atunci, iubită mamă, vezi cum fiii se destramă și ar vrea să-ți mutileze limba, să nu mai poți cânta nici doina. Și dacă ai încă mai cânta, nu te aude nimeni. Cei mari nu vor să mai asculte și de tot ce ai fost înainte, când toți aveam aceeași mamă de o făptură și de o seamă și toți tăiam aceeași glie în strămoșească România. Dorim cu toți sfânta unire, unire în cuge și înțepțire, să întindem toți fără frătească pe toată glia românească. Doamne, veni vor fi zile senine când doina noastră se răsune. La pieptul mamei veni vor fi uniți de dorul României. Mulțumesc! Mulțumim domnului muzeograf Grămadă, Ioan Grămadă, pentru poezia pe care ne-a prezentat-o. Și dau microfonul anfitrionului nostru, domnul profesor Ioan Ițcu. Stimați spectatori, stimați telespectatori, avem printre spectatorii... Stai jos, domnul Ițcu, că ați blocat această seară. Și un om deosebit, și o calitate, bun gospodar, bun om, se află printre noi domnul Vasile Stan, proprietarul pensiunii La Struț, de lângă Târgu Neamț. Îl invit mai aproape să spun câteva cuvinte. Merită aplauzele dumneavoastră, e un om curajos, un nemțean care știe ce spune. Și mulțumesc pentru invitația care mi-a fost adresată de către prietenul meu, pot să spun așa, domnul profesor Ițcu. Și pentru prima oară particip la o asemenea, nu chiar pentru prima oară, la o adunare culturală de acest gen, dar pentru prima oară în cadrul de aici, de la Câmpul Lung Moldovenesc. Pentru că poate și mica mea pensiune care o am acolo locată poate găzdui asemenea eveniment. Vreau să reiterez o invitație către domnul Petre Frăsile, care este și în pot să spun prietenul meu. Cu drag și recunosc acest lucru. Domnul Bazile și un producător de mobilă foarte recunoscut și apreciat la Neamț. Nu știu ce mai face acum. Tot asta mai fac și acum. Da? Cu asta face bani, cu struții aleargă în jurul blocului. Și de asta am venit să reiterez aici încă o dată invitația. Dacă următorul cenacul se va desfășura în Moldova, cu drag. De ce nu la Târgu Neamț? De ce nu la Târgu Neamț, sigur. Că da. Spuneți-ne o poezie, o glumă, ceva, că eu știu, sunteți un om hâtru. Ouă de struț la mic dejun, omletă dintr-un ou de struț mănâncă 10 persoane. Știți asta? Pentru... Îți vă spună cetățeanul, patron. Pentru mai multe informații legate de, eu știu, de struț, de tot ce înseamnă valențele cărnii de struț și a ouului de struț, vă invit de fapt acolo să vă poziți. Și atunci veți constata pe propria piele sau pe propria gură, ceea ce înseamnă carnea de struț și valențele ei. Oamenii s-au învățat când vin într-o gospodărie să spună vreau găina numărul 2. Poate să spună la struț la fel, îl vreau pe cela care leagă mai tare. Poate și așa, numai că, din păcate, struțul nu are aceleași proprietăți anatomice ca și găina. Deci trebuie să la... Pieptul de struț nu este comestibil, nu se mănâncă. Am înțeles. Este un ce se mănâncă? Numai... Doar pulpele. A picioare. Doar pulpele. Pulpele. Și restul ce se, cum se valorifică? Organele și restul, na, pielea, pieptul nu este comestibil. Am înțeles. Nu se face altceva. E, ouăle. Ouă și altceva. De asta și prețul este un pic mai... datorită randamentului scăzut vis-a-vis de... Domnul Bazil și un bun gospodar, un bun bucătar, știe de toate.
Mai sunt alături și niște gospodari care... Tot de la Târgu Neamț, da? Cine mai e? Aseară, chiar am avut o seară minunată. O seară culturală, da, o joie tineretului. Chiar așa și ne-am adus aminte de cenacul cu flacra și am audiat câteva melodii. Cine a cântat cel mai... Ei, era chiar cenacul cu flacra autentic, de pe discuri. De pe discuri, am înțeles. Întreaga colecția cenacul cu flacra și am remarcat o mulțime de interpreți pe acolo și ne-am bucurat în alături de... vremurile trecute. De asta am și fost de acord să revin aici în această seară, alături de prietenul meu, ca să putem să mai ne aducem aminte că... că există. Că există, exact. Bă, oricum, în seară, domnul Dan Cumpătă și subsemnatul, venim la dumneavoastră, poate ne... Cu mare plăcere vă așteptăm cu drag și cu... și toți invitații dumneavoastră în această seară. Mulțumim. Mulțumim. Mulțumesc. Să-i cedăm microfonul domnului Tiron. Domnul Tiron. Până când dumneavoastră o să mai degustați din bucate și din vinurile prezentate, acum îl invit pe domnul Simeon Tudorean, umoristul de serviciu, care să ne prezinte un sketch cu haz în vers. Aflând că sunt născut la 1 aprilie, ziua păcălărilor, ziua glumelor, ziua bancurilor, și nu m-am putut stăpâni până nu am ajuns să fac, să compun diferite glume, diferite bancuri. Cea mai bună terapie este râs și înveselie. Dacă într-o zi nu ai râs, acea zi pierdută. Și de aceea, unde aud un banc, unde aud o glumă, eu imediat o transform în versuri, în felul următor. Într-un tren de orăștie, urcă un tânăr student, nimerește ca să fie singur în compartiment. El la geam găsește locul, pune partisiu în cui, se învelește și gândește la probleme de ale lui. Urcă în gara următoare, mama și pupica ei, se așează și discută de așa, ca între femei, despre meciuri, despre alegeri, despre cine ar fi mai bun, dar studentul stă învelit, se făcea că doarme tu. Pe la 11-12 noaptea, fata zice, vai, mamică, vreau la bundă să fac pipi, hai cu mine că mi-e frică. Mama îi spune, fată dragă, pe culoar poți întâlni vreun bețiv, vreun coate goale care se poate jigni. Hai de drumul aici jos, fă așa precum îți spun, te spiești de cel din colț, tu nu-l vezi cum doarme tu. Vai, mamică, conductorul, dacă vine ce o să spună? Nu-i nimic în fața mamei, îi cărpesc în rămânciună. Spun că am avut o sticlă, dopul i-a sărit odată, s-a vărsat tot conținutul și am scăpat basma curată. Fața se apleacă jos și de drum o șanjă. De zicei că oare cine a umblat la rubinet? Pe culoar, mama și fata au ieșit în zor de zi, vrând natura să o admire, munți, orașe, voi, câmpii. Între timp, studentul nostru, din poziția verticală, se așează întins pe bancă în poziția orizontală. Sta studentul întins pe bancă, se făcea că doarme dus, desfășcându-și el prohabul, sta așa cu antena în sus. Mama, când a vrut să intre din nou în compartiment, strigă cât o ține gură înjurându-l pe student. Idiot, prost, zăpăcit, cum stai tu în fața noastră, cum să-i stai tu dezescolit? El, la ochi să freacă betul, vrând să pară că a dormit. Ce strigați așa la mine? Spuneți oare ce am greșit? Ce strigați așa la mine? Parcă aș fi un pui de urs. Ăsta este topul feței de la sticla care a curs. Sunteți binevenit, binevenit aici și dumneavoastră și colegul dumneavoastră. Eu sunt onorat că iată întâlnim atâția oameni valoroși într-o seară în care noi am pornit așa de la o leacă de taifas. Vă ascultăm cu drag. Stimați prezenți, că eu chiar vă stimez pentru faptul că sunteți prezenți aici. O să vă spun câteva versuri, eu nu sunt poet, dar știți cum e cu românul, dar înainte de asta aș vrea să vă spun că indiferent câte încercări s-au făcut, n-am pierdut impresia pe care mi-a lăsat o muzică cântată de tânăra folchistă cu rochie albastru sau turcoaz, că nu mă pricep, care a fost un moment adevărat. Una la mână. A doilea, să vă mai spun că trecând prin tot felul de manifestări literare am observat că prea puțină lume este sub
o anumită vârstă și de aceea vă voi spune ceva referitor la oamenii, nu bătrâni, dar mai puțin tineri. Un catren care se numește conjugală de toamnă. E tare bine în doi să fii când bătrânețea te găsește și rufe speli și farfurii și mai și taci când ea vorbește. Mai există la, mă rog, la domn obiceiul de a-și exagera amintirile ultimelor 5-10 de ani. Și zicem noi, pe seniorii tot ascult, din ce aud, asta rețin. Vorbesc din ce în ce mai mult, de ceea ce fac, tot mai puțin. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi eseistului și scriitorului Mugurel Sasu și o invităm pe epigramista Cătălina Orcinski, care deja Orșivski. A publicat Orcinski. Orcinski. Așa. Care deja a publicat câteva cărți de epigramă și este deținătoarea multor premii la concursurile de gen din țară. Vă rog. Mulțumesc. Voi începe totuși cu o poezie, după aceea cu voia dumneavoastră o să citesc și câteva epigrame. La noi în Bucovina, pâraie se repet la vale, iar brazii în șiruri se așează, un soare cald se așterne în cale și opcinele îmbrățișează. Se aude simbrul în răstimpuri, la slătioara în codrul falnic, rarăul, greu de anotimpuri, ne ocrotește ca un paznic. Comore ascunse are în pântec și flori ca niște nestemate. Legende a născut și cântec cu pietrele-i încețoșate. Albastrul cer, fără nicio pată, s-a pogorât și dă de știre că Ștefan stă poștenii roată la Voroneț, la mănăstire. Când spre cetate se îndreaptă, gândind la vrem ce or să vie, Moldova întreagă, într-o șoaptă, înalță rugă pentru glie. La Putnaș află el hodină, iar candela cel veghează, ne aduce acum strop de lumină și drumul greu ne-l ușurează. Cum craiul nou mereu străluce, la stup ca unii vin să-l vadă, și glas vrăjit vioara duce pe punți duioase de baladă. La Ipotești, la ceas de seară, un bucium sună adânc cu jale, luceafărul ce n-o să piară ne luminează noastră cale. Pe drumuri vechi, știute locuri, la arbore, humor, Suceava, ne închinăm celor ce în veacuri n-au cunoscut deloc zăbaba. La Sucevița stă de straja movileștilor zidire, culoarea verde, ca o vrajă, e a naturii proslăvire. Un măr de aur se păstrează la Moldovița mănăstire și Bucovina demonstrează că n-are în lume asemuire. Și câteva epigrame. Prima greșeală. Când izgonit din rai a fost Adam, pe Eva să o ia avut ideea, dar minte de a avea măcar un dram, lua tot raiul și lăsa femeia. Logică, sunt inimos că așa-i la noi, eu pe vecin l-ajut un pic să-i moară capra și apoi îi cumpăr varsa pe nimic. Și un catren care este o modestă invitație de a, veni să pășiți pragul Muzeului Oului de la Vama. Deși colecția e bogată, sunt unii răi ce încet șoptesc că ouăle de ciocolată și oul lui Columb lipsesc. Este cea mai mare colecție de ouă decorate din România. Avem atât în colecție atât ouă de Bucovina, cât și ouă din 79 de țări. Mulțumesc! Mulțumim și noi doamnei Cătălina Orșinski. Și acum, stimați telespectatori și stimați spectatori, pentru ca să puteți degusta bucatele în condiții foarte bune și să-i lăsăm și pe cameramani ca să guste din bucate, să nu saliveze în fața domnilor voastre,
încercăm să încheiem prezența cenacliștilor noștri și să vă anunț că întâlnirea de vinerea viitoare vor aduce în afară de o parte din cei prezenți și membrii cenaclului Dulce Bucovina, care acum din motive de concedii și de faptul că își petrec, mă rog, concediul plecați din câmpul moldovenesc, de obicei muntenii merg la mare, vor fi prezenți și o parte din ei că, și cu altă parte, dar definitiv, cu toții, ne vom întâlni mai înspre sfârșitul lui august, atunci când toți vor veni acasă. Rămâne valabilă invitația pentru membrii cenaclului Floarea de Colț și pentru membrii cenaclului Nectarie să vină la întâlnirile noastre ca împreună, am zis, să încercăm să ridicăm ștacheta culturală a Câmpul Lungului moldovenesc. Da, provocări serioase și pe care le vom lua în seamă și noi cu dialogul pe care ne-l propunem cenaclul Corumna de acum 40 de ani cu cel de acum și cum toți avem, suntem tineri prin starea de spirit mai ales. Maestre, cred că anfitrionul are voie să spună ce și cum. Am devenit și eu maestru. Anfitrionul e un fel de maestru. Stimați spectatori, stimați telespectatori, n-am decât să mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit în realizarea acestei manifestări, acestei emisiuni. În mod deosebit trebuie să mulțumesc gazdei, domnului Petru Frăsilă. Nu, eu sunt de pasare. Să-i mulțumim domnului Miron, domnului Valeriu Ștefan, o voce deosebită, un om deosebit, un mare realizator de emisiuni, așa, dumneavoastră tuturor cei care m-ați încurajat să adunăm și să demonstrăm că există oameni minunați în fiecare localitate, nu numai în zona noastră. Dar pentru că vom organiza asemenea manifestări fiecare vineri și de acum încolo, deci domnul Tiron Costică va fi cel care va organiza și va dezvolta această activitate fiecare vineri, eu urmând ca împreună cu domnul Benone să realizăm începând cu data de 15 august după Sfânta Marie aici anul lui Miron, în fiecare duminică să organizăm ora populară. Și poate cu această ocazie vom... Asta înțelegând afară mai mulți, afară. Multe informații. Exact. Rog colegele mele să-mi aducă și bilețelele cu cei care au sunat, pentru că avem și premiile. Și pentru că organizăm aceste manifestări aici în zona Câmpul Lung, aici la Câmpul Lung, la Montana Turistic Mall, îi invit turiștii care poposesc la pensiunile din zonă să participe la aceste întâlniri la cafeneaua culturală inaugurată astăzi. Vă mulțumesc tuturor și predau microfonul. Tafeta. Avem aici o surpriză, da? Da. Vă prezentăm o surpriză pe domnul Vicol de la Vatra Dornei, membru al cenaclului Nectarie de la Vama, care ne va prezenta două epigrame despre ceea ce s-a întâmplat astăzi aici. Deci a fost cu ochii pe noi. Vă mulțumim! Despre schimburile comerciale dintre Suceava și Cernăuți. Din Suceava în Cernăuți, poeții se adună ciotcă. În două ore toți sunt muți, că schimbă cărțile pe vodcă. Și o epigramă închinată cenaclului lui Tiron, despre care s-a vorbit aproximativ jumătate de oră și vreo 5-6 ore despre vinuri. Privindu-ne de sus din rai, chiar păstorel mi-a zis oftând, în ăs cenaclu de noi bai, cu atâta vin, mă așez la rând.
Mulțumim. Mulțumesc. Da, haideți să facem și extragerea, mulțumim. Da, e mâncare, să veniți, vă rog. Hai să vedem cine face... E aici domnul Benoni? Dacă e aici, să vină dumnealui. Dacă nu, domnul Tiron. Un bilețel dumneavoastră, unul maestru Itco. Noi am scris pe crol, stimați spectatori. Luați dumneavoastră unul și dumneavoastră unul. Așa, am scris pe crol cum că cine sună are două, câte un premiu, care înseamnă așa, o cină și cu cazare la cetate, la Târgu Neamț, la prietenul nostru, Geneza, sau, și care înseamnă o familie, adică cel care câștigă însoțit de parteneră, iar dumneavoastră, domnul Tiron, a câștigat cel care îi spuneți numele aici, la hanul lui Miron, tot așa, cină, cazare cu mic dejun și cu o sticlă de vin de la Averești. Iar la dumneavoastră vinul să fie de la... Unde? A plecat. A plecat cu vin cu tot? Desigur, desigur, cei care au dat telefon sunt cu ochii pe noi acum, așa că voi da citire primului câștigător. De fapt, este o câștigătoare din Bacău și se numește Ana Ciobanu. Eu zic să o aplaudați, doamna Ana Ciobanu, soțită de șeful de acasă, vinul de Averești, cu cină, cazare și mic dejun din partea domnului Miron Benone, aici la hanul Montana Mol din câmpul lui moldovenesc. Veniți și veți pleca în bătată împreună cu soțul dumneavoastră, în mod special de aerul de la câmpul lui moldovenesc. Hai să vedem ce spune și celălalt premiu. Câștigătoarea fiind din Vatra Dornei, se numește Simionescu Alexandra. Felicitări! De la Vatra Dornei până la Cetatea Neamțului e un pic, cazare, cină, mic dejun, la cetate, restaurantul și pensiunea de la Poale. Și a câștigat la cetate. La cetate, cu cină, mic dejun și cazare pentru o seară. Eu am extras și eu un bilețel, ca să mă pun bine cu câmpul Ungenii. A zis domnul Benoni că dacă e din câmpul lung cineva și eu am nimerit unul, primește, va fi invitat aici la o cină romantică. Și poate ar fi bine chiar în seara asta. Nu? Că e tot oaia pregătită, vinul mai e de Averești, e post. Dacă poate în seara asta, dacă nu o să stabilim, adică stabilește domnul Benoni, Ionela Rusu, din câmpul lui moldovenesc. Vârsta cred că are peste 60 de ani, că așa a zis cetățeanul. Cred că soțul doamnei, doamna poate fi mai tânără. Stimați telespectatori, ne oprim aici. Cu drag și cu prietenie îi salut pe cei care au rezistat doar cu așa acesta întreu, pentru că urmează și alte lucruri, am zis patronul, jos la restaurant. Pentru festival vă mulțumesc pentru atenție. Eu sunt onorat că am putut să vă provocăm la un dialog, să fim detașați, să ne simțim ca la cafeneaua pe care, iată, astăzi am lansat-o aici, pe care în fiecare vineri o veți sfinți cu un ceai, nu cu Petru Făsilă, ci cu cetățeanul, de fapt cu el vinul, că ceaiul e brand înregistrat, numai e gata, s-a dus, cu domnul cetățean, prieten Tiron de tinerețe, la fel serile moldovenești din restaurant cu hora de duminică. Petru Făsilă vă spune cele bune, ne întâlnim și altă dată. De ce nu? Poate o dată pe lună sau poate mai des dacă reușim să realizăm ceea ce ne-am propus, adică o subredacție, Telemoldova Plus aici la câmpul lui moldovenesc, să fim în direct cu telespectatorii din Galați, din Bacău, din toată zona Moldovei unde ne vedem acum. Cele bune vă spun, le mulțumesc colegilor mei, mulțumesc Cristi, mulțumesc Iulian, mulțumesc colegilor mele și nu în ultimul rând celor doi cetățeni importanți, dacă dați-mi voie să mă uit și la maestru, care mi-a oferit și un DVD și care ne-a încântat și care o să ne încânte mai departe și la alte emisiuni. La revedere, noapte bună Moldova! Un gând bun de la câmpul moldovenesc. Petru Făsilă, la un ceai, la o gură de vin, seară frumoasă, noapte bună!